contrastele sunt amuzante, să te cerți amuzant și când te cerți cu o voce foarte uh, autoritară, dar blândă și linșie, nu se poate, mă face așa ceva, nu e normal, așa ceva. Chestia asta automat îți duce lucrurile mai departe. Poți să dezvolți pe tema asta o grămadă și după aia când reasculți ce ai făcut, vezi dacă plictisești omul, dacă te plictisești tu, da, da, apropo de arhetipuri, asta e o voce pe care o am, pe care o pot face. Ce altă voce e asta, că e opusul, trebuie să fie opusul, la așa. Alte voci sunt așa. Gata. Ba. ok. Stai că da, dat Mă, oh, asta e o chestie pe care o pregăteam de multă vreme, cel puțin mental. Așa. Să-l neapărat. Ba m mi-ai zis când ne-am ne mai întâlnit la Gherila. Sau ce era? Gherila? Era? Da, la Tananana. Tananana, așa. Nu mai știu. Ți-am zis că vreau să-mi fac, dar asta, tu ești conștient că întâlnirea aia a fost acum vreo trei ani. Da, trei ani. Cam trei ani. M-ai întrebat dacă eu... sunt conștient de faptul că vrei să ne facem treaba asta. Dacă tu mi-ai zis cu gura ta, da, sunt conștient. Da, cu trei ani. Uh, și ăla trebuie să recunosc că a fost unul din cele mai confuze interviuri, cel puțin pentru ascultători atunci când mi-au și scris. Da. Pentru că tu ai fost și în personaj. Și -am, ai și fost? Nu mai țin. Da, ai fost și în personaj. A, poți să mă prostesc foarte ușor. Adică, și acum, dacă... Da, nu, lasă <laughs> <laughs> e ok. Și parte din farmecul lui, lui Silviu German aici de față, este că reușește să vorbească despre niște chestii foarte heavy. Foarte cum? Heavy heavy, heavy? heavy, heavy, heavy. Foarte apăsate, foarte yeah, grele. Așa. Eu, eu, eu sunt Silvia, Apăsătorul german. Cu o ușurință de-asta extremă și asta mi se pare, nu o să dau detalii, dar el trecând acum printr-o chestie foarte nasoală. Nu neapărat eu, dar mă rog. Ne-a explicat-o și ne-a povestit-o, ne-a relatat Las. așa. Lasă, ah. lasă. Păi așa se întâmplă. Păi nu, că... Vreau să încep altfel, dar... Nu, ignoră. Tu începând discuția asta. Da, 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 ignoră chestia asta, că... Ce te face? Așa e. mi a ridicat la... mi ridicat la file o chestie pe care voiam să o povestim cumva, dar nu știu dacă chiar de la început, dar începem... Da, începem cum vrei, dă da cum vrei. Ah, tu fiind comediant mm -hmm. și ocupându-te cu distratul maselor, pe Așa. Internet, cât și mai mult afară. pe internet decât în afară. Mult mai mult pe internet decât în afară. Uh, tu ai o regulă legată de uh, cum să spun eu, principiul ăsta tu sun, Adică există momente în care vrea să faci glume despre ceva, dar ți se pare că e atât de sensibil încât nu? Uh, N-am mai făcut nimica de când a început uh, uh, chestia asta cu Ucraina. În afară de... I-am pus iară vocea lui Žižek și uh, practic l-am cam citat ce a zis el într-un articol în care el zicea de castrate Putin că să-l castreze pe Putin și... Ce îți place Slavoj Jije? Că... Nu, nu-mi place, îmi place că seamănă cu Silvester când vorbește, atât de-aia îmi place, atâta tot. Uneori le nimerește, alteori e super confuz, alteori sare de la o idee la alta. Asta e stilul lui. E peste tot. De-aia îl place lumea, că îi sare mintea repede și îl vezi și cât de agitat și de nervos e. Nu prea îmi plac ideile lui stângiste și de foarte multe ori o zice, am impresia că are nevoie de chestia asta. Zice o chestie bună și după aia zice o treabă care e complet din... Putea să nu fie, dar a trebuit să o zică. Tu provociu. Și... Noi se chiar pare provocat. că e căutată. Da, e căutată, dar așa e el. E, bit, sare mintea de la una la alta ce să-i faci? dă l <coughs> 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 Și atunci, în extrema celălalt e Peter să nu Nici pe ăla nu, nu-l suport. Îmi plăcea într-o vreme, când era mai tâmpit, că mi se părea că bă, era nevoie de așa o voce, dar după aia când am auzit vocea aia și am tot auzit-o repetată și pară repetată, mi-am dat seama că, lasă, nene, ai citit tu trei cărți și le repeți la infinit și nu e cazul. Da, nu e posibil ca aia să fie pur și simplu teza pe care simte nevoia să o repete ca să fie auzită și înțeleasă, tocmai. Da, da, când... Știi de ce nu place de el? Pentru că dacă automat îți prezinți persoana publică punând un doctor în față, îmi aduc aminte de doctor Steve Brule, care, nu știu dacă îl știi. Rules, Rules, care da, este la, la. John C. Reilly. Da. Personajul din Tim Eric da. Asim awesome Show, great job. Doctor. doctor. Steve. I'm a doctor too. Mm -hmm. Na, de pui După în față că ești -am doctor. Nu sunt niște referințe care sunt atât de obscure. Oh, trebuie să recunosc Tim ca să-mi show great job. Pe lângă faptul că mi se pare cea mai apropiată chestie de ce faci tu din afară. Și mie îmi place foarte mult. E unul din cele mai bune show-uri de comedie uh -huh. alternativă pe care le-am văzut vreodată. Trebuie să vezi ce mai faci acum. Tim, Heidecker mai mult decât Eric Werheim. Eric Werheim s-a dus într-o zonă de asta de regie. Nu știu dacă știi, de la a făcut niște videoclipuri foarte cretine la Major Laser. Și la Kanye West? Și la Kanye West, da, 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 da. Și la Munții zoo Și la da, 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 da. Și în timp ce uh, celălalt. Uh, a ținut-o pe, ținut pe comedie. A ținut o pe comedie și a scos niște albume de country foarte ciudate pe care le-am ascultat. A scos și album de country, a scos și și mai tot scoate, dar mai are alte chestii pe care le face, a făcut Hey Network. Este un o prostie din asta cum cum are el plăcerea să facă în care Cheamă tot soiul de personaje obscure pe care nu i ai angajat nici ultimii figuranți și face personaje principale. Și tot figuranți sunt, de fapt, că nu zic multe, mai mult sunt pentru el, ca să-l pună pe el în valoare. Dar face cu un tip, Greg Turkington, o serie întreagă de show-uri care cred că a ajuns la seria 11, 12, nici nu mai știu cât, le face cu ăsta și se numește On Cinema, At The Cinema și fac în fiecare an la Oscaruri, fac, în, fac live Oscarul și sunt decalați cu o, una, două secunde, dar ei zic că prezic cine o să iasă și se uită cine câștigă și zic ei acolo, ca va, ați auzit-o aici. You heard it first. Și prostii <laughs> din astea. Și de fiecare dată se întâmplă altceva. De fiecare, unul se îmbată, altul se ceartă, altul se îmbracă în Joker și ăla zice, te-ai îmbrăcat ca un amărât, dă-te așa, stai acolo în mașină, ăla ține mașina cu motorul pornit și intoxică pe toți, tot timpul se întâmplă câte o prostie din asta. Și am mai făcut multe altele. Un, și am scenat un proces care pe YouTube 5 ore durează și e un proces pe care dacă, la care dacă te uiți chiar nu-ți dai seama dacă e pe bune sau nu. Actorii joacă perfect, respectă procedura și scopul acestui proces este că, ca să-l acuze statul pe el pentru că a vândut vaping de asta de vapare Așa. la mai mulți indivizi la în cadrul unui festival Electric Sun 20 nu, Electric Sun, acum se numește Electric Sun 20 și 20 de, din ăștia au murit pentru că nu știu ce droguri erau acolo dar în de final... Că pornește de la un caz real. Eu știu că da, pornește de la un caz real, bagă în fake news, după care nu mai știi ce e adevărat și ce nu, și până la urmă, i -a achitat, un, nu, i -a, nu i -a achitat, un membru al jurului nu votează împotriva lui, pentru că el cu Trump tare, <laughs> și atunci a iese și ce s-a făcut dreptate. <laughs> și e foarte în Nici nu știu cum dracu mai face. Nu cred că face, face, așa nici nu mai știu. Nu, dar doar zice că s-a făcut dreptate, dar vorbește foarte serios și se vede că se abține să nu râdă. Și dacă intri în zona aia așa, cea mai mică glumă, cea mai mică schimbare din ochi, așa, din gură, din față devine foarte amuzantă e foarte rar să poți face așa ceva și recunosc că nu l-am văzut până la capăt că sunt 5 ore, dar o să mă uit odată și odată uh. S-a transformat episodul ăsta din aproximativ discuții fix în ceea ce îmi doream mm. Discuție despre chestii ultra obscure cu Silviu German Băi, nu sunt obscure, adică sunt pe net Dacă oamenii nu se uită nu înseamnă că sunt obscure uh, Sunt vizibile, oricine poate să le vadă Și uh, cum, cum e brandul ul ăla alu uh, Timenerica? e un brand în care vând tot felul de produse? Um, au uh, vinuri Preferatul meu, ca să zic așa, este The Urinal Shower a, bine, a Cinco SINCO. E, e la brandul lor, dar au și brand adevărat, în care vând am văzut, vinuri. Am văzut. Sweetberry Wine. Am văzut și mi-am cumpărat niște tricouri de la Ce-mi-a luat un tricord de la, la Adică chiar sunt mare fan, Team Eric, Da, credința, e. Asta, nu super fine chestiile la ce le fac ei, doamne, super mișto Apropo de comedie de asta alternativă și umor alternativ, mm. uh, foarte bine la un moment dat și un Juggernaut a fost Adult Swim. Mm -hmm care a mm. avut niște serii de astea, mă rog, pe lângă astea pe care le știa toată lumea, Drone Together și mai știu eu ce alte chestii. Eu nu m-am uitat la adusim decât la ăsta, la Eric și Tim Eric. Eric. da. Și mai era ăla, cum îl cheamă? Uh... Eddie, Andre? Eric. Eric Andre. Eric Andre, da. Care și era ok. Eric, Eric Andre. Eric Andre. Eric Andre, Show. Extraordinar, un Eric mm -hmm. Andre. Apare și Larry David. Apare în Cărber da. Când vor să facă episodul de reuniune da. uh, Seinfeld, Eric Andrei băiatul de la producție, ca da. să zic, da, E vârstul da. de pe set. E foarte tare. Și l-am mai văzut pe Eric Andrei, așa. A făcut. Da. A avut chiar anul trecut un filmuleț, un filmuleț, un film pe Netflix. Așa. Un fel de jackass, așa. -aș. ne-am uitat la el de Crăciun. Și am râs dementul la de culoare cu părul, cred, cu, cu părul Fii atent. afro un pic. Este evreu mulatru. Din partea tatălui este mulatru, din partea maică e evreu. Poate să râdă de două grupuri ca nimeni altul. Și cu toate astea, cu toate astea nu o face. Păi nu o face, când are de ce. El îi plac posterile. Și e foarte funny. Mm -hmm. Și trebuie să recunosc, prin Cred că cel mai bun generic al unui show pe care l-am văzut în viața mea este la The Eric Andre Show. Eric Andre Show, când se dărâmă tot. Dărâmă tot și se construiește alt show da. care imită, se construiește alt setup setup care imită setup-ul pe care îl distruge doar că e mult mai prost. Da. Este extraordinar. Mă. E foarte greu. Și ăsta e un umor vizual da. și foarte absurd așa. Dacă nu vă uitați la el, e foarte greu să... O să vă rog să vă uitați la da, e fine. Repet, o să fie plin de referințe mai mult sau mai puțin dubioase. Băi, este o zonă de umor alternativ. Da. Trebuie să recunoști. După e cum din și... LA. la e acum țara umorului în America. Nu mai e, cred, nu mai e New york -ul. New york e pe stand-up, dar în LA... Umorul alternativ, tipul ăsta de umor. Da. Băieți de care au făcut artele, și se pricep la vizualuri, la chestii din asta, la reclame false, la modificări de poze, la transmisiuni în direct obscure, făcute pe canale obscure, una au făcut și pe Google, nu mai știu ce chestie era cu Google, Hangouts, ceva de genul ăsta. Au folosit tot. Au făcut și în 3D, au făcut tot. Care crezi că a fost arhetipul emisiunii de tipul ăsta? Eu mă gândesc că Dr. Steve Brul, de acolo, a venit restul. Eu aș duce mai în spate. Asta, deci mai în spate de... Mai în spate. Adică de la celebru Headroom, Uf, nu știu Max care, Headroom, ăla. ăla din anii 80. Ăla nu știu. Nu Animația aia computerizată când de-abia a apărut să ideea de animație computerizată. Ok. Și a fost personajul Max Headroom, care întrerupea teoretic nu știu. emisiunile și era un fel de transmisiune pirat mm. făcută special. Caută un pic cu te rog, Max Headroom și arată și lui Silvi și arată da, și oamenilor. Da, arată-ne. Că ăla a fost făcut în ideea asta de nu neapărat de umor sau divertisment, cât un fel de happening care folosea toate convențiile așa. transmisiunii TV și inversa paradigma total. Aha. Și părea ca un a, pirat. Nu a, habar n-aveam. A, papa, că mi-e cunoscut, mi -e cunoscut, și oamenilor mi -e cunoscut asta, vizualul. Da, 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 Pui, Dar... Uh, în Rap God, Eminem a făcut referință directă la Max. Hellen. Așa, da, da, da. <coughs> Și era animație de computer combinată cu un actor care avea o voce de asta foarte teatrală, așa, ca de, ca de, trailer de film. Extraordinar. Ca și de nu mă știu mai nu Exact. Că noi avem și noi vocile noastre de, de, film, care sunt de fapt de radio. Că noi nu aveam filme și noi aveam radio. Și dacă ții minte, tu un umbla într-o vreme pe net un, mai multe clipuri audio cum, cum vorbesc ăștia care prezintă știrile de la Radio România Actualități și zbeți. Și zic da. că, bine ați venit, stai că am greșit în piezda măsie. Exact, exact, <laughs> Dragoș mă vine în caraulea am mai auzit, nu mai știu, mă umblam pe net și am văzut unul care poezii de dragoste, dar exact voce din aia băgată în spate. Am înțeles. <laughs> Ce tumpenie, da. Adică, tu ai oricum o apetență pentru lucrurile astea care... Îmi plac nebunii, sunt amuzanți. Care e cel mai amuzant nebun pe care l-ai văzut? Uh, cred că cel mai amuzant ne nebun pe care l-am văzut este cu siguranță tipul ăla care are, care tot la a apărut. Cum îl cheamă? Uite că îmi scap acum. Era tipul ăla fără dinți. Tipul ăla negru fără dinți. Uh, Dai, mă, că să... Cu Salame și cu. Hai, mă, David Liebehardt. Haide, capul meu. Ăla e nebun. Cu patalama. Adică e nebun, nebun. Și acum, bineînțeles că intervine moralitatea. Atunci când te uiți la așa ceva, consum, și e posibil să vezi un act de exploatare. Nu ce exploatare? Lui place să facă chestia asta. Asta e viața lui. Abia așteaptă să facă așa ceva. Cum? Și vin oamenii și l ajută cu mare plăcere, are show nu e atât de nebun, e ok, are deficit de normalitate dacă vrei să zici așa, dar când le nimerește, le nimerește, are niște cântece știi ce cântece are, cum cânte el are un cântec despre, oh, nici nu vreau să mai zic, doamne, despre când mi-a murit, în fine, oh, niște si, chestii, si. nu, no, nu, nu contează, uh, îți zic Pui. eu de ce după aia, îți zic după aia, de ah, ce okay, că tu ai înțeles, înțeles. așa, știi, și uh, ăla este chiar un tip care e pierdut, dar e pierdut într-un mod foarte, e, cum să zic, că sunt unii nebuni care se duc foarte... În, într-o zonă nasoală și trebuie să-i tolerezi, iar pe ăsta nu prea trebuie să-l tolerezi, ăsta e unul care se duce departe, dar se oprește la un moment dat, e decent, e în regulă. Ce? Nu e destul de... A, ah. A ah, ok. Da. Păi și... Eram personajul de radio oricum. Era un personaj, putem face și așa. Da, și mulți. Mi-am dat seama că recunosc foarte ușor oamenii psihopați și uh, care se ascund sub uh, aspectul unui om foarte normal. Nu știu cum, nu știu cum îl cheamă pe tipul respectiv pe care l-am văzut de curând. E un tip care e deștept, uh, e citat din diverse, nu o să dau numele că nici nu știu, dar l-am văzut odată undeva și am zis, omul ăsta nu e, deloc nu e în regulă, e ceva ce ascunde da, acolo. Acum îți dai seama că dai niște informații care sunt foarte, foarte vagi Păi vreau să dau informații pentru... foarte vagi, că nu vreau să zic cine, pe cine am văzut, că în primul rând nu știu cum îl cheamă, până aflu cum îl cheamă ne plictisim. Nu, dăm noi seama la un moment dat. Nu, n-ai cum că nu e. Dar unde l-ai văzut? Undeva. Exact. Eram într-un loc și acolo l-am văzut. Și el părea normal și liniștit, dar eu mi-am dat seama că sub aspectul lui, liniștit și calm, se ascunde uh, 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 uh. Dar îi vezi de la distanță, adică n-ai cum să nu-i vezi. Și așa cum vezi un om care, hai să zic că după că eu am 40 de ani, am imediat 41, dar mă gândesc că am ajuns la vârsta asta și pot să-mi dau seama când un om e cu capul sau când are decența de a. sau. nu, când un om e cu capul, pot să-mi dau seama foarte ușor de chestia asta. Da. Și îi înțeleg pe unii și pe alții îi care sunt dubioși rău de tot, cu ea nu vreau să am de face. Trebuie să ai limitele în care să te plimbi. Dar ești conștient <coughs> deci, că pentru masa consumatoare de umor da. din România și tu pari un dubios? Sunt, sunt. Eu am cultiv chestia asta. Să creadă. E da, foarte. Da, 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 nu da, să da. creadă. E foarte bine pentru că e foarte ușor să parne bun. <laughs> cel mai simplu lucru din lume, știi cum? Nu mă belești ochii un pic și vorbești. Și dacă ții 5 minute cu ochii așa beliți și pe aia se face pauză și pe aia te uiți într-o parte, gata. Crede lumea o grămadă despre tine. Cât de greu poate să fie chestia asta. Nu trebuie decât să belești un pic ochii. Atât. Să poți să și clipești sau poți să nu clipești. Tutorial de confuzie. Tutorial de confuzie. E ușor. Foarte ușor. Adevărul că la un moment dat fiind în oraș, într-un context noi doi, am fost abordați de niște cetățeni care tocmai fuseseră martorii unui show de stand-up la tine. Așa? 99. Ok. Și au venit într-un fel și cu inima deschisă la amândoi și au plecat extrem de confuzi. Deja? Nu mai țin minte când. Nu mai știu, am avut o, să fie vreo 2 ani. Așa. Cam așa. 2 tot așa. 2 ani, că eu n-am mai făcut show de la pandemie. Da, mai bine de 2 ani. Uh, și au plecat extrem de confuzi. Pentru că răspunsurile pe care le-ai dat atât tu cât și eu, prelând confuzia de la unul la altul și ducând-o mai departe. se bine, să mai confuzez un pic. Da, da, da. Și eu sunt pentru confuzia, adică. Da, adică de-aia zic la toată lumea, dacă mă întreabă cumva, eu sunt spion. Diferența dintre noi doi este că eu chiar sunt. Nu știu ce să zic. Știi tu, dacă nu sunt și eu, nu știi pe cine cunosc. Bă, din ce am înțeles la mine acolo, nu ești. Adică fac și eu background check pentru toți O oamenii. background check. Păi, tu, tu ce crezi, crezi că am, am acces la toți oamenii da, care au venit? Dar tu în... cum crezi că am eu tupeu să zic că sunt spion dacă n-aș fi? ce nebun? <laughs> 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 și automat așa. <laughs> <laughs> nu e greu. <laughs> Doamne, îmi place foarte mult Silviu. <laughs> Silviu fix pentru chestia asta. Pentru, uh, pentru confuzia asta. că mi dată era în oraș. Și l a văzut unul de departe, a venit la el și a zis Silviu German. Și tai că mi zice, nu sunt Silviu German. Și ăla să a uitat la el și a zis, ba da, e Silviu German. Tai că mi zice, nu, sunt taică su. Ești Silviu German. Mă sunt su. taică su. zice Da, Silviu German. N-a vrut să creadă. Deci <laughs> că dacă m-am mai îmbătrânit așa cu vreo, că poate sticla te schimbă, știi? Poate eu mai bătrân. Poate, da poate chiar semeni cu taică tu foarte tare? Da, că, că na, că taică meu. <laughs> Când am făcut clipul cu el, în care apar cu el, e... L-am lăsat și pe el, că eu de la el și el spune că de la bunica mea, adică de la tatăl lui, am genul ăsta de căutături și de glume pe care le facă și el era, nu știai dacă vorbește serios sau nu, Da, vorbea glumea că era, era băia faină. În fine. Eu pe asta de la arta nu am învățat o să spui cele mai mari tâmpenii. Așa, cu, cu față serioasă. Cu față foarte serioasă. Foarte ușor. Și am mai zis povestea asta, dar o spun, o mai zic încă o dată în episodul ăsta cu tine. Era un cuart Așa. se reunise timpuri noi și am făcut un remix la piesa Adelin. Așa. Și am promovat remix care apărea pe albumul timpuri noi, care se numea Back in Business. Și ne-am plimbat pe la diverse televiziuni pentru a promova atât albumul, cât și concertul de lansare albumului. Așa. Și la Teo, Trandafir, când încă era la ProTV, ne-am dus acolo și înainte de noi era un băiat, pe care nu mai ți minte cum îl cheamă, și Simona Nae. Ți-ai okay. minte numele ăsta? O fată care cântă. Ok. Și avea o piesă cu pielea ta miroase a coși de portocale. Așa. O piesă de dragoste drăguță, Așa. de avânt adolescentin, infuzată de hormoni. Așa. Băiatul vrea, dar fata nu. Prin urmare, el doar evocă mirosul pielii ca Așa. asemănător cojii de portocal. <coughs> Se termină emisiunea, ei cântă, noi cântăm, ne vedem de treabă. Și Artanu, la băiatul respectiv, a zis, ești extraordinar. Ai foarte multă carismă. Ai foarte mult farmec. Bă, el a pe la 17-18 ani, băiatul ăla. Ai cele mai mari șanse să, să ajungi o mare muie în televiziune. Bravo. Bă, și venind de la Artanu, care era. Bă, atunci era somebody, adică Artanu nu mai e prezent acum în media offline cum era atunci. N-a mai loc să iau o palmă de timpuri noi. Mm -hmm. Și pe bună dreptate, mi se pare una din cele mai mari trupe da, pe care le-a avut e România. Fain, e fain. Și Arta mi-a zis asta, s-a întors foarte elegant ca un vampir și a plecat. Așa. Și m-am uitat la copilul ăla, care privirea lui denota doar confuzie și atâta. Și mi-a plăcut atât de mult reacția aia. Confuză încât am băgat la cap și am zis. Eu nu i-aș fi zis așa, pentru că nu vreau să confuzez oameni foarte tineri, decât dacă mă enervează super tare. Și probabil l-a enervat super tare. L-a enervat foarte a, tare. Atunci e ok. Băiatul a reprezentat tot ceea ce ura artanul la muzică. E bine. Superficialitate. Înțeleg. De ce? Fie. Și stau să mă gândesc dacă e nevoie de acte de astea de panchism așa sau dacă e gratuit ce a făcut. Nu știu, depinde de context. Abana, cum a fi fost contextul respectiv. Tu respect spui eu. problema atunci când faci o chestie funny, dacă e gratuit. Da, tot ce timpul. Faci? Da, 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 da. Și dacă e gratuit, e E, e, poezie și dacă e poezie, trebuie să fie poezie bună. Că poate să fie poezie gratuită, adică orice chestie gratuită e poezie și poate să fie bună sau proastă. Dacă merge, merge. Dacă Hai nu să merge... facem un studiu de caz, domnule, Care e cel mai gratuit, cel mai gratuit sketch pe care l-ai făcut? Nu știu, sincer, că uneori mă mai... Aproape toate sketchurile pe care le fac și ultimele chestii pe care le-am făcut sunt doar că am găsit clipuri care mi-au plăcut și uneori nu știu ce o să se întâmple, zic primele trei cuvinte care îmi vin și după aia văd că omul face așa și atunci am nevoie de un E, de un cuvânt cu E și atunci trebuie să leg ce a fost înainte de ce urmează cu EI sau CEI și după aia dacă e CEI înseamnă că e o contradicție, contradicția e bună. Și după aia continui, nu-ți place a? și atunci se ducem cu totul altă zonă și în felul ăsta, da, sunt gratuite toate și după aia revăd cele 20 de secunde pe care le-am făcut, sunt bune? Uh, ok, sunt bune, mergem mai departe. Cât Pă, După aia le trimit la 2-3 prieteni. dacă. e râd... dataism acum acest cuitoare? Nu e dadaism, nu. ea făceau altceva. Ăia nu vreau să aibă sens. Dar la mine are sens de fiecare dată. Adică e improvizație dacă vrei. Ok. Nu neapărat dadaism. Că seamănă a dadaism, bine. Dacă aș mai fi băgat nu știu ce chestii peste, ar fi fost. Dar mi-am dat seama că de câte ori fac un clip... Îmi place să fie foarte unitar, coerent, foarte legat și rotund toată de fapt, informația hai de vizuală. și Când îl rup și când îl spar cu ceva, tot timpul am un context. Dacă, de pildă, găsesc un clip filmat când nu era formatul 16 pe 9 era 4 pe 3 Dacă e formatul 4 pe 3 atunci zic hai că e de pe video. Și dacă e de pe video, îmi permit să tai, să fac să mai bag câte, un, câte o interferență din asta și atunci pot să mai fac o voce peste cu unul care bagă o casetă și facem să mă casetă. și atunci știi că ai băgat o casetă a început blup, și atunci mai fac și eu din asta ca de la Dr. Steve Brul că și astea, ăștia făceau chestia respectivă sau nu, depinde dar trebuie să aibă o oarecare coerență și mi se pare că e ca un, ori ca un mic cântec ori ca un mic tablou dar uh, orice chestie pe care o fac. Ai o combinație între cântec și tablou. Că na, asta am făcut de când eram mic. Fix asta vă să te întreb. Hmm. Adică de când faci... Băi, umor, faci umor. Umor fac, da. Faci umor. Din a cincea. Cu mâna pe inimă spun că o fac din a cincea. Conștient. Conștient. Voluntar. voluntar, nu umorim voluntar nu, 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 glumeam cu un, un prieten al meu, Ovidiu Bejan din Amsterdam cu care sunt prieten din a 5-a că el oh, împreună cu el râdeam de chestii complete aiurea, venea la mine, cum fac copii la 12 ani, cam așa venea și zicea băi am probleme am probleme, ce probleme ai mă? Bă, am probleme, dar zice ce probleme? probleme dar da, da zi-mă, zice problema ai? Nu, nu, stai, am probleme. Și o ținea așa, toată recreația, și după aia a zis, ok, hai să vedem cât o putem să o ținem așa. Hai să mergem și la alții să le spunem că ai probleme. Și tot așa mergea, zic, bă, vezi că stai are probleme. Ce? Are probleme. Ce mă, probleme ai? Bă, eu am probleme. Am, la cap, la ce ai? Bă, probleme. Probleme. Zi mă, ce probleme ai? Probleme, am probleme. Și o ținea așa și mergea. Și după aia repetau între noi și vedeam dacă râdem de două ori, putem să o facem de 10 ori. Și asta era... Că îmi dau seama că mulți fac chestii din asta, dar eu cu Ovidiu Bejan făceam niște chestii pe care uh, numai noi le, le gustam. De pildă că eu am făcut liceu de arte cu el, cu Ovidiu Bejan, din a 5-a din până între a 12-a, că așa erau. Era și gimnaziu și liceu. Și ne desenam. Și atunci îi ziceam... Făceam așa, îi ținam ochiul așa, el desena partea de sus a ochiului, pe ținam ochiul așa, desena partea așa, pe aia ținam ochiul așa, desena așa, gura, uh, uh, ca, ca terminator, și partea cealaltă era normală. Știi? Și uh, tot soiul de prostiuțe din astea pe care le puteam face și care ne ajutau să ne și dezvoltăm abilitățile și de desen și de imaginație. Și numai noi doi stăteam și râdeam de toate căcaturile, n nu nimeni nu avea nicio treabă cu noi și era perfect. E, e ok. Și, și mi-am dat seama că în continuare fac exact același lucru. Când mai fac într-un clip, îi trimit lovi Dubejan și văd dacă îmi scrie înapoi ha-ha-ha. Dacă îți trimite ha-ha-ha, înseamnă că e un clip bun. Dacă nu, dă înapoi ha-ha-ha și zice, da, asta e bună, atunci nu pun. E bun clipul ăsta, dar are probleme. Da, are probleme. Acum lucrez la un clip cu Adrian Năstase, care are probleme. Și am găsit, da, am găsit o să-l fac în următorul show, am găsit documentarul cu Anthony Bourdain, dacă l-ai văzut. Cum să nu e foarte bun. Da? Bine. Mie nu-mi place. Nu, <laughs> <mi -a plăcut laughs> documentarul aici. e bun, mie nu-mi place de el. Băi, Anthony Bourdain, Bourdain. Bourdain, da, așa. Eu am citit la două cărți. Ah, ok. Care mi s-au părut foarte bine scrise. Ca un uh, student la arte din Cluj scrie. Un student deștept la arte din Cluj care nu poate să nu facă combinații uh, surprinzătoare de cuvinte în, în niște hiperbole din asta care să te uimească că stau aici și muncesc ca un vietnamez în 64 care trage spuza și merge la luptă cu americanii mâncând nu știu ce. Și Propria după familie. Se duce așa, Propria toată imagina până la, până în părți. mie nu mi-a plăcut absolut deloc în clipul ăla de el, pentru că s-a întâlnit cu Iggy Pop și Iggy Pop o să am și făcut chestia asta l-am terminat partea asta din clip uh, îl vede pe Anthony Bourdain cât de pierdut e și cât de dus cu sufletul e și stă așa și la Iggy Pop, se uită Iggy Pop la tine așa cu milă și îl Iggy întreabă. Iggy Pop pe care eu când l-am cunoscut da, m-a binecuvântat Dumnezeu că l-am cunoscut, l-am la Târgu Mureș. am pic să zic. Și zic. După, după, ce face Iggy Pop chestia asta, se uită la el și îl întreabă Antonii Bourdain What moves you? What makes you happy? Și ăla se uită și zice, bă, o să zic o clișeu acum, dar să fiu iubit să stau cu familia mea, să mă iubească, asta în timp ce ți-a documentarul că el nu poate să stea acasă, Antoni Burdean, nu poate cu copilul și cu nevastă sa, el trebuie să meargă prin Mekong, să se plimbe prin, pe Volga, să mănânce icre, să nu știu ce, că el e, are apetit pentru orice și este un drogat care e un iluminat și nu știu ce, și Iggy Pop, care îl bate la fund pe Antoni Burdean cât de nebun a fost, se uită la ea și zice, bă, acum e momentul să chill, că ești bătrân și ai familie și du-te înapoi la familie să te iubească și să iubești. Ah, ah, nu, nu, că e așa. De-aia zic că e ca un student din Cluj care nu mai știe cum să facă artistică aia. Nu, Scuze nu, că te-am întrerupt. Zi. Stai să reverim la cărțile așa. lui A, Așa. Bordan. Mă, eu, dacă era Cajun, era Bordan, Deci zici ca un francez, nu știu. A, A okay. Barnam. Nu era Cajun, era Cajun. Și am citit cărțile pe mine, nu mă... Nu mă nu mă seduce forma. Mă interesează fondul. Că are el toate metaforele la care sunt foarte forțate așa și de multe ori pare că sunt scrise altfel decât în vorbirea curentă și ai perfectă dreptate aici. Pe de altă parte, băi, omul a avut o călătorie, adică da, și nu l-a bucurat deloc. Și nu l-a bucurat deloc, asta mi se pare mare tragedia. Nu trebuie să te bucure călătoria, ce dracu, ce viață asta ai făcut să te bucure, ce să spun după ce am făcut o grămadă de călătorie, am ajuns la sfârșitul vieții guru. Nu te bucură, e la fel cum e acum, numai că ai avut călătorile făcute. De pildă, eu acum mă gândeam când în perioada mea de tinerețe uh, romantică și exaltată, când umblam după femei de nu mai puteam, îmi dau seama, nu mai vreau, deci nu mai vreau, nu mai nu mă mai pot gândi să fac așa ceva. E bine să stau acasă cu pisica, să lucrez la computer și să aștept femeia să vină de la serviciu. E foarte bine. Nu mai am niciun chef de chestii de astea. Cel mult când te gândești, îți mai dai o labă și îți mai vin așa gânduri în cap. Toate chestiile pe care le-am făcut eu până la 30 și ceva de ani, sunt numai gânduri bune de a-ți mai da o labă pe ele. Că practic asta e toată viața, dacă stai tot timpul și cauți experiențe, trebuie noi și noi extaze să-ți dai tu și să te bucure ceva, unde paștele mă se ajungi? Tot în același punct. Ce de, asta zic, că nu, nu mai am nu, am, nu, am, apreciere pentru oameni care caută experiențe extreme. Asta zic. Dar la un punct încolo în viață. E bine să le fi făcut Ca să-ți dai seama pe pielea ta cât de labe sunt Că dacă nu le-ai făcut Poate nu-ți dai seama că labe Și vrei să mai faci Și, și atunci at intervine criza vârstei de mijloc Care să mă ierte Dumnezeu E foarte periculos Păi scuză mă tu câți ani ai? Aproape 40 Păi și asta nu e vârstă de mijloc? Este exact vârstă de mijloc Păi asta e vârstă de mijloc Ai criză la vârsta de mijloc? Uh, încă n-am albit, nu știu nici Nu, atunci e bine. Nici eu n-am criză, dar am probleme. Ai probleme? Am probleme. Corect. Mai îmi faceți mie cineva, guys, o țigară, mersi. A fost foarte bună. Eu nu știu de ce nu fumez din asta liniștite. vreau să nu mai fumez deloc. Și A, nu, că ăsta fumează strict pe partea economică. Adică? Sunt ieftine. A. e bun și sunt ieftine. Corect. Deci mai și mai sănătos. Corect. revenind la asta, Alendu. Ia și apropo de Iggy Pop. așa care -a este Însă și paradigma panchismului, adică este panchistul primordial. El, el și Johnny ca Rotten. Exact. Johnny Rotten ar fi trebuit să aibă icoană cu Iggy Pop, dacă e să mă întreb pe mine. Băi, Posibil. despre... Nu știu, de câte ori s-a discutat despre originea pancului în aproximativ discuții, dar nu serios, chiar s-a discutat. Așa. Și am zis că, deși englezii și-l atribuie cumva, de fapt, și pancul e tot american ca să o lămurim. Adică de la Ramon și Iggy pop, eu înțeleg că există contrabalanță la... Poate să fie, poate să nu fie, habar, nu intru în detalii acum, e prost, că în primul rând nici nu n-am așa o cultură pop atât de adâncă încât să spun cum bătându-mă cu cărămida în piept una sau alta, dar sunt dispus să îți dau dreptate cu o generozitate de care mă și mir. Da, domnule, și eu. Da, mersi frumos. Așa, așa, așa. Așa, lasă, las, ok. Da. Cu alte cuvinte, Iggy Pop a trecut și a văzut foarte multe în viață. Exact. Da, e... Și n-a trecut degeaba prin ele. Și n-a trecut degeaba. Vezi, asta e important. Nici David Bowie n-a trecut degeaba prin ele. Tu le-ai văzut cum la, la, sfârșitul vieții, unul care... Uh, se vede clar că și-a păstrat chestiile din tinerețe, dar s-a săturat de ele. Nu, e, nu, nu, asta e scopul vieții, să faci o grămadă de chestii, să te saturi de ele făcându-le și după aia să te mulțumești cu foarte puțin. Că cam asta e, adică să nu te mulțumești cu puțin, să vrei mai mult, unde ajungi? Băi, e foarte greu să fii stăpânul lumii și să rămâi acolo. Dar nu te să rămâi stăpânul lumii. O, doamne, exact, da. doamne fel, ce stăpânul lumii? David Bowie a fost stăpânul lumii la un moment a dat. A fost. Iggy Pop la fel. Mai puțin decât David Bowie. Da, da, e și muzica, da, așa, natură. Ei, da, da. David da, Bowie da, 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 da. și băiat deștept. La bani. Băi, cel mai deștept la bani, fie vorba între noi, dacă tot povești de asta de pop culture, este Mick Jagger. Și ăla este. Și nu numai la bani, încă poate să țope. Trecând peste asta, Mick Jagger care a făcut, nu mai știu unde chiar la Cambridge, dacă nu mă înșel. Baboiaș, te rog eu să verifici. A făcut la Cambridge? ASEU, de Cambridge, ca să zic așa. <laughs> ce tare. Da, a fi... făcut ASEU și cum au avut succes cu Rolling Stones, s-a așezat două săptămâni, a dispărut, dar nu dădeau ăștia de el și când s-a întors a făcut plan financiar de investiții <laughs> pentru toți membrii formației. Ce tare! Ca să nu moară săraci, pentru că văzuse o grămadă de rockstaruri care da. au avut mega succes și erau ruinați. Vezi ce înseamnă să știi să da, la bătrânețe vom fi toți bogați dacă urmăm acest plan de cheltuieli personale. Și vă fut în gură dacă vă spargeți cu droguri sau mai știu ce alte mizerii. I-a zis lui Keith și Keith l-a ascultat. Da. <laughs> Keith Richards care freaking hell boss, la 60 de ani, 70 de ani s-a suit într-un cocotier de unde a căzut în cap ca să impresioneze o puștoaică care era în clasa 12. Și aici sunt niște chestii. <coughs> da. Bă, când ești atât de urât ca cum e Kit Richards și ajungi să ai acces la toate supermodele din lume cumva, simți nevoia de a compensa. Ce să adică mai eu ai cred că a simțit simt, nevoia morală de a fi recunoscător pentru poziția în care se află și a zis nu voi rata aceste șanse. Bine, te-ai gândit frumos și ai dat-o așa, știi, delicat cu acoladă de la sfârșit. Băi, eu ne fim foarte mare fan Rolling Stones. Eu nu sunt deloc fan Rolling Stones. Da, două, trei Mi se pare una din cele mai proaste trupe. Adică eu două, trei piese sunt, fine. faine. Care e aia? Sympathy for the Devil. Mother sent them things today to calm her down. nu place. And that is not really you. Da, dacă nu mă înșel, asta este un cover, după un blues. Mm Ei sunt obsedați de blues-ul american. Da. Și apropo, e pe Netflix un documentar despre... Kid Richards, care foarte tare documentarul despre influențe și muzica pe care asculta el și cum e obsedat de Nashville și tot curentul ăla. Și... Eu am ratat o grămadă de chestii din, uh, și din cultură, și din cultura pop. Uh, informațiile pe care le am, uh, pentru că nu sunt un, un, idiot, le pun cap la cap, dar dacă este să uh, mă pui să caut așa pe, în șirul timpului cum s-au legat lucrurile, amar la cune și sunt conștient de ele și încerc decât să le suplinesc. Eu am discuția asta cu tine pentru că ai și proiectul meu skin care mi-e place. Da. Meskin's. dar merge și îmi place. cum Să fie și Meskin's, e bine. La mine și la planeticii, uite, vă, formația lui Silviu Meskin. E bun așa. Este, este, este. Pentru care nu știu dacă pentru formația ți am promutat Mugu. Uh, da, n-am făcut nimic cu eu. <laughs> și a ajuns la, la, prietenul meu celălalt, Ovidiu, Ovidiu Rusu, și mai am alt prieten, Ovidiu Chihaia, cu care fac formație. O <coughs> Ovidiu Rusu, care un 3 d extraordinar de bun. Lasă că 3 d extraordinar de bun, să vezi la ce doxă de cultură pop și cultură e și nu citești o carte și nu știu cum știe tot. tot internet tot, 2022. Da, internet 2022. O, îl întreb pe el de anumite chestii, îmi zice el referințe, chestii, e ceva stă în casă și... Și apropo de lacunele astea pe care știi tu că le ai în cultura personală și în cultura pop, Așa. mă miră pentru că atunci, nu știu în ce context am vorbit despre filmul preferat, Așa. la un moment dat și mi-ai dat un răspuns de ăsta, fără să-l gândești. Ce am răspuns dat? A Boy and His Dog. Boy and His Dog, dar îl am și acum, e filmul unul din filmele preferate și îmi place foarte păi mult nu, că și la, la, la mine e ăla. Da. Da. Dar știi de ce? Pentru că știi de ce, a, ce -a zis, uh, nu, nu pe Kimpa, Pechim, nu e pe Kimpa, e ăla care a lucrat cu Sam Peckinpah. Cum e regizorul? Uite că nu știu. Vezi? Nu. Ni Nici eu. Vezi? Adică. Uh, uh, movie buff. Ăsta a zis: uh, în viață trebuie să faci trei lucruri: build a house, plant a tree, and do a boy and his dog. <laughs> Bine, frumos. <laughs> da, boy and his dog e. e un film, de ăsta foarte special. Da, e special, e chiar foarte fain. Uh, e un science fiction, de asta. 75. Că... 75. High concept sci-fi, post apocaliptic băi, extraordinar el da. și cât de ușor a făcut că societatea era sub pământ și nu a avut nevoie decât un studio negru în care punea ce vreau ei, puneau și părea că e sub pământ pentru că se auzeau, pentru că audio pentru că eu cred că l-a influențat foarte mult și pe David Lynch că la, audio acolo e folosit atât de eficient atât de bine încât e clar că incinta a avut a face și cinta, dar nu cred că erau puse în post chestiile alea când, sub pământ când se auzeau The committee welcomes you, nu știu ce, se auzea așa în fundal și, și, dacă asculți, exact numai, te uiți la filmul ăla numai ca să auzi ce zic că e în fundal, e o altă poveste care se desfășoară acolo și pot da, poți să urmărești și pe aia. Foarte dens pe straturi din astea așa. Da, la un film foarte bun. Și uh, Dewey Cox. Băi, acolo e foarte... Știi că l-ai făcut de Jude <laughs> Ăla e, ăla, ăla e un film foarte ciud, ciudat. tot. Da, dar varianta ți -e aia place, mare. ți -e place John C. Reilly, să înțeleg foarte Îmi place John C. Reilly, dar nu numai atât. Varianta întreagă, de două ore și ceva. Păi da, nu, director scat. Da, director scatu, că altfel nu. nu The altfel. Story of Dewey Cox, Walk Hard. Walk Hard. Care este o satiră, nu e parodie, e satire. Da, e satiră, nu e parodie. <coughs> și o diferență subtilă între genurile, subgenurile astea două, ca zic așa. Mamă, dar cum se leagă tot în filmul ăla atât de bine se leagă, dacă te gândești cât de... Este scenariul satiric perfect. Da. Și singura este... satiră mai bună decât ăla, sau la același nivel, este Watchmen, care e satira la cultura supereroului. Și este, într-adevăr, dar... Și se leagă totul foarte bine. Dar îmi place mult mai mult uh, Walk Hard decât Watchmen. Și Watchmen e fain. Dui Cox, uh, trebuie să vedeți filmul ăsta, din 2007. Uh, da. Uh ăsta bifează extraordinar de bine toate clișeele filmelor biografice despre cântăreți. Exact. Creând un personaj fictiv, muzician de country, Dewey Cox, cel mai probabil la baza lui stând Johnny Cash. Johnny Cash, da. Și construiește în două ore jumate, dacă vedeți director Scott, o întreagă mitologie care, deși suntem perfect conștienți că ne uităm la un circ și o panoramă, de la un punct încolo devine atât de palpabilă și atât de credibilă. Zici că seamănă mult cu Amadeus, dacă te gândești. Al lui Miloș Forman. Chiar seamănă mult cu Amadeus. 94. Cred că multe chestii sunt de acolo din, din Amadeus, sunt și aici. Dorința de a fi, de a ajunge, să cauți capodopera, după care o dă pe și pe... Cum îl cheamă? Mă, uite, vezi? Iar îmi scapă. Ăla care... The Beach Boys. Cum îl cheamă? David... Vezi? La din The Beach Boys, care a uh, um, făcut... Brian Wilson? Brian Wilson, nu uite, David. Brian Wilson. Da. Că, când ajunge el, Dewey Cox, după, după multe droguri, să facă sinfonia aia mare despre cum au făcut ei albumul ăla, Pet... Cum era? Pet, Pet Sounds. Da, Pet Sounds. De acolo, cum căutau ei sunetele și cum căuta el sunetul perfect, așa, și drogat fiind. Care, apropo, l-ai văzut pe Brian Wilson acum, că încă concertează, nu știu dacă mai concertează acum, dar acum câțiva ani încă concerta. Concerta și suna. Suna super fain și că, uite, ă, ăla e plecat dintre noi cu capul rău de tot pentru că e da, a fost o tot Da, Da. Dar știi că e film, apropo, știi că e biografic, ceva cu love... Doamne, cum se numește filmul biografic despre Brian Wilson, care e foarte, foarte bun? Am văzut niște emisiuni despre el, dar nu mai știu cum zice filmul. E. Poți să cauți, poți să caute cineva. Caută tu, Denis, te rog. Brian Wilson Love. Brian Wilson uh, Biopic Love, nu știu cum. Știu care are cuvântul Love în titlu. Ok. Și e destul de recent, 2014-15 okay. ceva, știu că l-am văzut atunci. Păi vezi? De unde? L au luat și ei, de la Dewey Cox. Da, a, de... Dar apropo că Dewey Cox, ăsta filmul, uh, John C. Reilly, personajul principal, actorul care îl joacă pe Dewey Cox, pe urma a făcut o... Deci, nu doar astea că au făcut... John Cusack, el îl joacă John pe... Da. Okay. Pe lângă aia, faptul ales. că au făcut infomercialuri din astea în care Dewey Cox îți prezintă cârnații lui, uh, Cox Sausages. Da. <laughs> <laughs> și Să -ți aia... că ți-a plăcut și Tropic Thunder foarte mult. Uh, stai, care e ăla? Că știu, stai. E cu... Zim ce se întâmplă în Tropic Thunder cu actorii care să nu lasă joace într-un film de război. Da, 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 da. Și care știu că unul a făcut un cântec folosind sunete din ăla, din, din pe care le zice. Never go full retard, care. Nu, uh, uite, vezi, zim cum îl cheamă pe actor. Iar nu știu cum îl cheamă. Robert Downey, Robert Downey Jr. Uh, a făcut unul, a cântat la un nu știu ce instrument din ăsta pe care, la care nu m-a câțiva mai cântă, un instrument din ăsta care ia sample-uri, ia nu știu ce, că tu ești cu note, o chestie da. de a albă hai că știi, una, o chestie mică albă, de așa. la Arturia nu mai știu de la ce Dumnezeu e și M operator one? Nu, și zice no. sau posibil și spune că me, I know who I am, I'm the dude behind the dude, this guy another dude și ea e o piesă <laughs> teenage engineering operator one eu la ăla da. așa e așa se numește scula aia. Uh, Tropic Thunder extraordinar cu trailerele alea false de filme. Alea, vezi nu, că nu, nu l-am văzut în detaliu. Știu două, trei chestii dacă e da, un nu. trailer fals de film care se numește Satan's Alley okay. despre un popă care se juca de Robert Downey Jr. A, care descoperă că îl iubește punul din... Care e Toby Maguire. Toby Maguire, da, 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 știu. Da, 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 Satan's Alley și când se iau de mână în da. biserică, Începe Enigma, dacă mai țin. Bă, este, din da, 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 bine eu, făcut trailer. Da, da, și cu um, um, o mare care face niște valuri uriașe luvindu se de țărm în slow motion, în da. timp ce este Enigma și se țin de mână în biserică, iar pe mâinile lor cade. Parcă blamând relația dintre ei, Rozariu pe care l-am E fain, e fain. Îmi plac foarte mult detaliile astea. Îmi place când umorul devine foarte, foarte cinematic și vizual. Da, trebuie să fi făcut o facultate. serios, cred că ajută mult dacă a făcut o facultate unul din oamenii care s-au gândit să facă așa ceva pe, pe vizual. Facultate Acum. care e legat, cu legat de comunicarea vizuală. Da, da, da. David Lynch e unde e și face ce face. Paul Verhoeven, care a făcut... Băi, uh, eu am cultul lui Paul Verhoeven. Știi? Eu și mie îmi place super mult. Și numai, de, numai anul ăsta am văzut uh, uh, Starship Troopers. Nu-l văzusem până acum așa. Așa de mult m-am bucurat. Băi, Starship Troopers este unul din cele mai bune filme. Eu tot timpul da. îi explic. Atunci când ai ieșit, n-a fost înțeles absolut. Exact. Mult. La bază este cartea lui Robert A. Heinlein, care e ce, cel mai mare scritor american jet, jet de science fiction. Așa. Pe lângă Asimov, care e rus, din Smolensk. Da adus în, în state. Și ai o carte, cartea nu e la fel de bună ca filmul. Filmul este, cred că, cel mai tare demers antifascist mm -hmm. și una din cele mai Dar bune Dar Știi de ce am zis de, de, de Verhoven, Pentru că tu spuneai de acel trailer fals uh, cu Robert Downey Jr. și cu Tobey Maguire. El acum a, a, făcut un film, Paul Verhoeven, cu două călugărițe care se iubesc. Da, da, da. da, da. Na. Băi, am mai făcut un film foarte bun acum câțiva ani cu Charlotte Rempling, dacă nu mă înșel. Okay. Care lucrează la un studio de ăsta care dezvolta jocuri video, developer. Așa. Și violată și nu știe exact de cine e violată. Adică s-a dus într-o zonă de asta. Sunt foarte grele filmele pe care le faci acum. Vorbim de omul care în anii 80 și 90 a făcut așa. RoboCop. RoboCop, da. Totaricol. Starship Troopers. Starship Troopers. Uh, și după aia nu știu ce naiba mai făcut. E, ah, e suficient. Nu, am mai făcut. Basic Instinct. instinct. Total lui e? Mm -hmm. Serios? Rehaven. Paul Verhoeven a făcut Basic Instinct? No? Să verificăm. Hai să vedem. Stai așa. Ia, yeah, stai. Pentru a că dacă pregăt. a făcut asta, Who directed Basic Basic Instinct? Basic Instinct was directed by Paul Verhoeven and Paul Verhoeven. Extraordinar. De Paul Verhoeven și Paul Verhoeven. Doi, Paul Verhoeven. Ăsta <laughs> e un regizor olandez, dacă nu mă înșel, da. care a făcut un film extraordinar în anii 70, spre sfârșit, care se numește Turkish Delight. Nu mm -hmm. l-am l -am văzut, dar l-am luat să-l văd. Băi, e foarte tare. Adică e curios să vorbim după. Și a fost sedus de Hollywood să vină să facă un film cu roboți, mm. teoretic, de categorie B. Mm după ce a avut foarte mare succes Terminatorul lui Cameron. Dar știi că taică su vrea și mai că s vrea să devină profesor de matematică. Și i-au zis, ce faci, te duci acolo, bine, faci bla dar vin apoi și predai, că fiști și tu, ești o meserie serioasă, lasă prostile astea Hollywood, nu știu ce. Da, da, mamă, da, tată. Și uite. Și ăla s-a dus și a făcut un film care teoretic avea buget de categorie B, da. a făcut RoboCup, care a devenit un da. film cult. Și acolo foarte mult simț al umorului și foarte multă da. ironie. Un om care nu văzuse America până atunci absolut da. deloc. Ce și imaginați el. Esența, dacă te uiți la reclamele alea false din da. film, da. la filmulețele de recrutare da. a tinerilor din Infanteria Stelară, da este da este trampism curat totul. Before Trump was cool, ca să zic așa. Uh, reclamele alea din robocap. Da. despre corporații și despre corporația care deține tot și monopolizează tot. Bă, ăsta e un om care a văzut însă și esența capitalismului da, și de a satirizat e, foarte de bine. de e film cult pentru că a văzut omul niște chestii și acum trebuie să mă uit și acum mai ales în contextul ăsta cu războiul din Ucraina trebuie să mă uit că am început să mă uit la Malmkrog lui Cristi Puiu și m-a plictisit teribil începutul și am zis că e super desuet, dar se pare că nu e desuet, că nu uite nu M-a enervat când am văzut un cadru din ăsta așa cum foarte static de parcă a vrut să dovedească el că are și cultură vizuală de stau, toți se uită, una se uită într-o oglindă, e cu spatele, e cumva așa știi și am, când am văzut asta am zis a nu n-am chef, las că mă uit altădată. Și acum când a început războiul din Ucraina o să zic, am zis bă trebuie neapărat să-l văd pe ăsta și să-l văd așa cu răbdare. Cu, să, mă să știi că e foarte bun dar e greu, e mam, crug. Să fie greu, e, nu contează. Că, că mie mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult și eu l-am avut pe Cristi Pui aici pentru că e regizorul meu român preferat. Cel meu, clar. Pentru că... Cam idiot, ca om, dar altfel e băiat fain. <laughs> Bă, m-am înțeles cu el. Nu, te înțelegi cu el. Te înțelegi cu el, înțeleg? dar... Uh, să nu-l ameninți cu nimic. Uh, nici cu o privire. Cu nimica. Că intră într-o altă stare, da? În fine. Da, nu știu. Fiecare cu traumele lui, ca să zic da. așa. <laughs> Îmi place cum, a fost, profesor, a fost profesor la UNATC când am fost eu la UNATC student și am învățat cel mai multe de la el. Adică pur și simplu am văzut un om cu care, care are chiar minte, poți să vorbești și nu mă deranjează că uneori nu mă înțelegeam cu el sau așa, dar puteam să vorbesc cu omul mai mult decât am vorbit cu orice de la nu mi se adecine. pare că rigiditatea asta denotă o siguranță foarte clară nu, a ideilor pe care le are? Nu, de deloc. Mi se pare că să fii rigid și să-ți proiectezi rigiditatea în cadrul instituțional, în primul rând, denotă foarte multă nesiguranță de sine. Dar asta e altă discuție, asta sunt na, impresiile mele personale. Nu contează până la urmă ce a făcut el sau cum l-am simțit eu ca om. Îl spun că văd foarte bine omul, omul nebun și îi văd și, și fricile foarte ușor. E foarte ușor să vezi fricile oricărui om. Nu știu ce ai avea de apărat, pe de altă parte, că... Păi și ca om care lucrează cu umorul, ca să zic așa. Care e o formă da. de asta. Nu știu dacă neapărat de entertainment, cât la tine e o formă de comunicare. Mă pot, nu pot, nu pot. Nu pot altfel. Ceea ce mi se pare foarte bun. No. Te-ai gândit... Având simțul ăsta pentru fricile, temerile da. și slăbiciunile da. oamenilor care de la un punct încolo, deși au forme particulare, da. să așează ca la calapod ăsta arhetipal. Adică păi toți suntem mai mult sau mai puțin previzibili. Exploatezi chestiile astea în tău? Păi vrând nevrând mi-am dat seama că fac cam vreo 10 voci de fiecare dată când vreau să imit pe cineva sau să uh, modific vocea unui personaj. În primul și în primul rând, o influență foarte mare a avut maica mea pentru, asupra mea, pe care am, o exagerez de fiecare dată și când îl fac pe Adrian Stase, este cumva gândirea unei doamne profesoare, maica mea fiind profesoară, uh, foarte serioasă, foarte supărată când nu merg lucrurile cum vrea ea, că este normal să fim așa, dar dacă îi faci un film vocea așa, automat ai un personaj. Și nu se poate așa ceva, mai e normal așa ceva, nu e normal. <gântu -i> să te <gântu -i> e, e, e foarte, în primul rând că contrastele sunt amuzante, să te cerți amuzant, și când te cerți cu o voce foarte uh, autoritară, dar blândă și linsiră, nu se poate, mă, face așa ceva, nu e normal așa ceva. Chestia asta automat îți duce lucrurile mai departe. Poți să dezvolți pe tema asta o grămadă. Și după aia când reasculți ce ai făcut, vezi dacă plictisești omul tău, dacă te plictisești tu. Da. Da, apropo de arhetipuri, asta e o voce pe care o am, pe care o poți face. Cealaltă voce e asta, că e opusul, trebuie să fie opusul, așa. Alte voci sunt așa, mai mult. Trebuie să-ți arăt o înregistrare, apropo de vocile astea, făcut tot de Artan, care avea un harmonizer așa. pentru voci, pe care îl folosea în concert. Ios. Și fiind un harmonizer de ăsta de la Eventide, destul de scump la vremea aia, putea să spiciuiască vocea în sus sau în jos foarte, foarte mult. Da. Și stând în studio să trag o chestie cu el, el se plictisea și a început să facă un dialog mm. între un personaj mic și rău și unul foarte mare și blând. <laughs> Iar ăla mic și rău îl bătea pe ăla mare tot timpul. <laughs> ăla mic și rău era bodyguard la club și ăla mare și blând voia să intre în club și ăla mic și rău nu-l lăsa. Și <laughs> dădea cu picioarele în gură, poc-poc, ne lăsându-l întrebându-l ce să cauți tu mă în club. Mă gândeam că aș putea să întâlnești și eu niște fete. <coughs> și e foarte funny și mi-e îmi plac okay. foarte mult contrastele astea. E da, păi sunt amuzante ce se face. Exact cum spuneai. În continuare mă gândesc dacă astea nu sunt niște chestii foarte cheap sau pur și simplu sunt atât de funny pentru că sunt viscerale, sunt lucruri care sunt funny pentru că sunt pur și simplu. Păi, și e o combinație. E o combinație de factori. Și, și sunt și ieftine și dacă e ceva ieftin nu înseamnă că nu poți să te bucuri de el și să-l faci cum trebuie, că Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, Robocop. Da. Da. Mare, mă bucur foarte tare că te-ai dus într-o zonă de ghicăraie cu care o consimt total. Eu când vreau să dorm în timpul zilei îmi pun un Star Trek și așa dorm pe piu piu ciu, Dicem, la 3 a seria preferată din Star Trek, dintre toate seriile. 1, 2, 3. TNG. Next, TNG, TNG, da. -ai Next Generation. Bă, aia a fost și prima pe care am văzut-o. Că cu ce am al... crescut. Da, băi. Celelalte, ce... Na, repetiții. Băi, mai mult sau mai puțin să știi că Voyager are niște ăla cu capitanul femeie. Da, știu, am văzut de două ori toată. Și eu tot la fel. Voyager ala, are niște cel mai bune episoade cu borgi. Acolo sunt da, știu când venea femeia Borg și se punea și ai experimentat vreodată plăcerea dezimbadimentului? U, ce ești tu? <laughs> era o da. Dar cum de nu te-ai dus și înspre zona asta de pop culture american de alternativ și tu faci sketch-uri și filmulețe o să înlocui... da, la un moment dat vreau să fac și un, și un, și un film Dar o să-l fac La un moment dat O să fac și o piesă de teatru cu speoloși fără lanterne O să fac Speoloși fără lanternă este un, ah, ce -mi place una și din mie, cele la... mai bune. O ce îmi place lucruri. și mie chestia aia, Doamne, mi-am dat seama. Și stăteam la un moment dat și mă gândeam cum poți să scrii o piesă de teatru din aia și poți, au leu, cât de bine poți, Pui de mine. Mi-am reluat asta pe care l am făcut și l am ascultat și zic, ah, uite, se poate întâmpla, asta pe urmă se poate întâmpla, asta pe urmă merg, pe urmă se împiedică, doar din sunete, cât de ușor poți să faci chestia. Voi știți serialul Silviu Speologi fără lanternă? Baboia și da. fans. Cu tine am vorbit baboia da, de cu, cu, cu el vorbeai, cu, am uitat la un moment dat când ai, ai zis de mine, ai zis de chestia aia cu cu pe fără la antene. Baboiaș, mai îmi faci o țigară, te rog. <laughs> Așa. Chiar voiam să-i zic să mai facă. Bă, uh, da, eu vreau să mă las, o să mă las acum, da? Acum e momentul să mai și fumez. Și atunci, băi, sunt două personaje care mi-e -mi plac foarte mult. Ah. Datorită absurdului pe care l-au în un umor. În un umorul românesc. Unul ești tu, D.O.G. ca să zic hmm? așa. Și celălalt care îmi place foarte mult pentru care The funny bone este Nicu Bane, adică Cosmin's Vlog. Tu știi că eu nu știu pe asta? nu știu. Chiar nu știu, că nu mă uit. O să mă uit. Acum, cum ai zis Băi, o cheamă? Uh, Cosmin's Vlog. Cosmin's Vlog. Ok, o să mă uit. El având 31 pic de ani face vlogul unui copil de 16 ani okay. care e pasionat de rap, de hip-hop. <laughs> ok. Și în primul videoclip are... bă, este extraordinar. Are videoclip fără piesă. Deci okay, a a filmat doar videoclipul În care are toate manierele. Ah, A, îl știu asta. mă pe ăsta, stai că știu Ce vorbește, îl știu, îl știu, știu. Dar este mega bun Une, uneori, uh, mai, uneori e foarte bun Și alteori dă niște erori uh, Câteodată Că îmi dau seama că nu le-ar da Dacă ar face mai rar el face foarte des. Le făcea foarte des. Le făcea foarte des. să da. mă uit acum, că cu siguranță o să facă chestii foarte mișto. Și probabil a făcut și nu m-am nu uitat. foarte că... bun. Nu știu, nu m-am uitat. Iar piesa spus. cu micuțul despre droguri este absolut senzațional. Da? Văzut. În care el cântă cât de nasoale sunt absolut. drogurile, vine micuțul și cântă cât de bune sunt drogurile mm. și amândoi cântă același refren doar că unul zice spuneți da la droguri și de celălalt nu. spuneți nu la droguri în același timp. Confuzie! băi, dar ce minune, băi, ce fain, băi, cred că e super faină treaba este asta. Este super no, faină, no, pentru no, că, no. că și delivery-ul contează foarte mult. Eu mai știi pe, tu știi pe Casanova din Brașov? Normal, inventatorul repului porno. Da, am mai făcut, am mai apărut, mi-a mi trimis un prieten acum, <laughs> care, apropo, am alt prieten, care se antrenează să cânte, să fie tenor. Așa. El, el e de felul lui e programator Fac Faci. Asta cu se antrenează să fie tenor, sună. Nu se, antre se antrenează, efectiv se antrenează. Nu așa că e pe ăla prin casă care face. Hey, ha, 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 ha. Nu, a făcut tehnici de respirație, se strâmbă ca să-și îndrepte coloana pentru că el a descoperit că nu este drept cum trebuie. Și atunci. Și a făcut, mă uit la ea și zic, bă, da, ești face sigur că nu... Faci exercițiile alea pentru diafragmă. Da, pentru toate. cu toate cele și zic, bă, da, ești sigur că îți faci bine. Și zice, păi hai să vezi cum am ajuns să cânt. Și începe să-mi cânte și mă mă, dărâm, mă cânt atât de tare și atât de ușor și zic, da, bă, ai făcut, bravo ție, se modifică ceva. Și zic, bă, hai să vorbesc cu cineva, să faci un concert, că tu să-mi picioarele, tu poți să fii visul meu e să merg la scala, ca la toți. Și prima oară am zis că e un țăcănit așa, dar acum nu mai cred că pe bune l-am auzit cum cântă și am zis what the fuck, deci ăsta e chiar pe bune. Ok, fain. De și atunci zicem. care e visul lui Silviu German? Să ajungă ca Iggy Pop? No, nu, 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 nu mă interesează chestia asta. să am familie și copii, e suficient. Ce căcat mai vrei altceva de la viață? Ce să faci? Nu, serios, ce să faci? Să ajungi super celebru? Unde? În România? Ce să faci cu celebritatea în România? Nimic. Oricum, nu te știe nimeni. Fac mai departe ce fac eu, să pot face același lucru un pic, până la un pic. bătrânețe. E vreun subtext în ce zis din oricum dacă ajungi celebru în România, oricum nu te știe nimeni? Da. Ce subtext? Păi te știu românii. Timp. Și în rest, nu te știe nimeni. Și știi că ai putea să faci ceva care să te știe, la care să pună botul, să chieseze mapa mundu, că simți chestia asta, dar nu e nevoie. De ce? ce? Ce faci cu treaba asta? Să, să mă apuc să scriu în engleză, să zic chestii în engleză? A -a. Fac exact ce -mi place mie să fac, și dacă o să meargă bine, bine, dacă nu o să meargă bine, la fel de ok. Că. căcat, cam, cam asta e viața, știi, după o vârstă, cam ce mai vrei? Nu vreau să ajung Antoni Bordan, las, mă pace. <gâng> să experimentezi tot și să nu-ți placă nimic. Experiment, am experimentat foarte multe chestii și mi-au plăcut foarte multe chestii, problema e că orice ai experimentat te plictisesc după un timp și e bine să te plictisească după un timp, că ce stăm așa să ne dăm, am îmbătrânit, ce pui mei, ești bătrân, sunt bătrân, ei sunt mai tineri, o să se plictisească și ei, o să se plictisească lumea foarte bine. Deci, rolul tău ca entertainer e la un moment dat să faci oamenii să se plictisească inclusiv de tine. Uite, vezi cum. Tu la ce ai lucrat la click? Nu, dar mi-aș fi dorit. Da, da, da. Uite, așa se răstălmăcește Am ajuns între timp la scala din Milano, A, unde așa. nu m-au ținut pentru că, nu -au ținut. că am foarte multe probleme. Da. Uh, nu știu ce să zic. Aici? Te cred? <laughs> <laughs> Mi-am seama că sunt un pic surd. Uh, și de fiecare dată când aud ceva și nu, nu înțeleg, zic, n-am auzit, toate cred, sunt 100% de acord cu tine. Că am observat că e, nu e greu să fii de acord cu lumea și nu e nici neinteresant să fii de acord cu lumea sau să lași oamenii să vorbească deloc. Aha, ce mare lucru. Într-o vreme eram atât de disperat să contez, să am relevanță, și mi-am dat seama că E suficient, vin doi 3 oameni pe stradă la tine, a, Silviu Ghierman, nu știu ce, înseamnă că, a, e ok, e bine, cam așa arată să, ce vreau eu să fac. Mai mult ce vrei? Să vină de 50 de ori mai mulți? Să nu poți să ieși de pe stradă? Nu, să nu poți să ieși pe stradă? Să umpli, nu știu, habar n că la noi atâta poți să umpli sala palatului. Lucru care nu o să se întâmple la mine niciodată, deși na, nu e imposibil să se întâmple, că pot să fac niște show-uri din astea care să fie mai mult oameni man show decât comedie. Și după aia ce? N-am nicio altă aspirație. Sunt super ok exact cum sunt. Nu mă plictisesc cu mine în absolut deloc. Nu pot să mă plictisesc. Asta e o chestie grozavă pe care ți-o înțeleg perfect. Da, nu, mă sunt bine orice aș face. E foarte bine să fii bine orice ai face. E mai sănătos și mai bine pentru cap decât absolut orice. Toate experiențele din lume se după în timp și nu mai e chef de ele. Și atunci perioada asta a ultimilor trei ani care mi se pare extrem de ciudată. Da. Hai să nu zic trei, hai să zicem doi. doi. Te-a făcut să reconsideri ce ai zis Adinauri sau ți-a întărit convingerea asta că e foarte bine să fii ok cu tine? Nu, însă? e foarte bine să fii ok cu tine. Foarte bine să fii ok cu tine. Să ai o relație ok, să ai o pisică, să poate să ai și un copil. E ok. E ok. Să fii sănătos. Super simple chestiile care contează de fapt și de drept. Toată lumea știe. Toată lumea le știe de fapt chestiile astea. Așa. Ne dăm noi așa că mai vrem un alta. Și îmi place că să trăiesc în România, că trăiești într-un irelevant total când trăiești în România. Orice-i face și orice-i zice, te aud doi, trei pârliți care vorbesc limba ta, care e oricum pierdută în spațiu și e perfect să fie așa, pentru că îți poți permite să o punk. Eu sunt aici, la periferie, oricum orice zic nu contează. E bine să fii. Pe subradar un pic. Pe sub radar, e perfect, e perfect. Uh, ai dreptate și cumva asta e și teoria mea și am mai zis-o. Nu știu dacă vă dați seama cât de norocos suntem noi care încă suntem pe subradar. e și foarte oh, da. frustrant să nu contezi la un moment dat. Că sunt unele aspecte ale vieții. Sunt, sunt unele aspecte. Dacă eu n-aș fi ajuns să zică cât de cât lumea, bă, îmi place ce faci, aveam obsesia că n-am făcut nimic, că sunt irelevant, că nu știu ce. Aia e ok, când ai primit un pic de, de confirmare, un pic acolo de confirmare, ai, acum tot ce se poate să primești mai multă confirmare. Și e, ce e dacă primești mai multă? E tot la fel, de mai multă. Ca și când ai avea bani să trăiești și după aia ai bani să-ți cumperi șapte case. Na, și după aia ai bani să-ți cumperi 8 sau 9 sau zece. Ce faci cu Diferența ei? dintre 7 și 10 e foarte mică. de fapt. adevăr dar dintre una și 0 și una e mai mare. <laughs> exact. Și acum, atunci vine întrebarea care e perfect normală. Tu, făcând și umorul ăsta care nu da. e accesibil. Da. Trăiești din asta? Aproape nu. Aproape nu. La limita limitei. Cu toate astea. Tu ai jucat și cartea independenței foarte mult. Da, păi nu, că vreau. mi îmi place să fiu sărăntoc. Ți la independență sau pur și simplu ce faci tu este atât de alternativ încât e foarte greu de marketat? Nu e greu de marketat. Dacă aș fi un pic mai hotărât, nu e greu de marketat. Chiar nu e greu. Aș putea să fac o chestie care să fie și mai vizibilă și așa, dar, dar nu e zona mea. Zona mea de confort e să fac exact ce am eu chef când am eu chef. Atât. La umor, ai făcut exact ce ai avut tu chef, cum ai avut tu chef? La, la ai umor sau. La, la, la ai umor. Da, 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 am făcut exact ce am făcut. Am mai făcut odată o chestie la umor. Um, sau la. Nu, la, la umor, am mai făcut un un show pe care nu l-au dat. Și în show respectiv mă duceam. Bună ziua, sunt Silviu Ghermaș și aș vrea să vă spun astăzi, o să vorbesc foarte des cu Pula Pula Pizda Pizda, dar vă rog, nu vă supărați, doamnă, și mă duceam și vorbeam cu cei din public și ziceam des Pula Pula Pizda Pizda, pizda ca să se enerveze doamna, dar ziceam, nu vă, nu vă îngrijorați pentru că o să pun în post-producție bipuri. O să se audă, în loc de Pula Pula Pizda Pizda, o să se audă tu, tu, ti, ti, și o să fie foarte amuzant, credeți-mă. Deci, acum nu voi se pare amuzant, pula, pula, pizda, pizda, vedeți, ziceți că sunt simți, dar după aceea, când o să vedeți, o să râdeți, vă garantez. Și n-au dat. Și după aia m-am mai chemat să mai vin o dată la umor și le-am zis, bă, da, eu am fost la umor o dată și n-ați dat aia. Ce garanție am că dacă vin acum o să fac o chestie, o să o dați pe post? Nai. Uite, dă materialul ăla, pun eu bipurile de data trecută și zici că am mai fost o dată, nici nu trebuie să-mi dai bani. Că ai deja materialul nu că ne trebuie să mai faci ceva, să vii, să nu știu ce. Lasă. Nu, na, mă, nu m-am mai dus. Mai dă în pies, da, pe aia. În general e bine să poți zice mai dă în pies, da, pe toată lumea, fără să te aștepți că chestia asta să-ți aducă vreun ce profit. Da. Asta e foarte bun. Asta o să fie titlul podcastului. Așa. Da. Notați, notați mm -hmm. timpul la care s a dat acest... Acest, s-a emis acest truism, s-a dat acest mare adevăr. Deci zici că trăiești foarte greu. Din comedie, dacă e să fiu așa, trăiesc foarte, foarte prost. Gagi că mai are mai mulți bani decât mine și, uite, așa putem să, să trăim bine. Dar, când va fi momentul și va trebui să fac bani, o să pot să fac bani. Dar nu-mi place să fac bani. Eu nu pot să înțeleg chestia asta cu a face bani. Pe, pe, pe mine întotdeauna m-a uimit asta. Dar pare stai că... un pic, că eu sunt cealaltă tipologie care mm. face bani, dar nu poate să-i țină. Nu-i vorba de ținut sau de neținut. E vorba că mie nu-mi place să am bani. Dacă am bani, nu mă simt bine. Nu mă simt bine că D ai, ai obligații. Dar, dar am ai avut bani. Adică bani. Nu, bani. nu știu ce ai bani. Adică câți. Nu știu. Adică poți să vorbești că am avut bani când s un prag. Nu știu, peste A, nu, un milion da, bani. Da. Nu bani. Da. Bani. Adică bani să te duci să-ți iei casă, mașină, A, cu ne bani never, ever. Și nici n-ai în plan asta. Călugăr mendicant. <laughs> Așa vreau să fiu. Până nu mai pot. La 80 de ani, da, -te și mie niște bani. Mai fac câte un clip odată și la, mai la sfârșit mai bag și câte o mână din asta. Da-ți aici pe Patreon dacă vreți ceva. <laughs> <laughs> Păi tu știi cât de reconfortant e să văd un discurs care e atât de frust și atât de bine articulat în... Dar eu în... nu știu, am impresia că oamenii nu știu ce vor de la viață, eu știu exact ce vreau de la viață. Dacă la până la 40 de ani nu știi ce vrei de la viață, că am, fost, am zis chestia asta că am fost și la emisiunea da. lui Mitoș Micleușanu de la, de la Gherila, acum câteva zile, nu zile, o săptămână, două, trei, două, două la săptămâni. Matinalul, la, la matinalul, la, la așa. La am la matina, la matina lui am făcut aia. Pălămâns să numești. Mânz, așa. Probleme la Același lucru l-am zis și aici, și acolo, că uh, nu mai știu despre ce vorbeam, <laughs> care lucru am zis ăsta cu despre... Că, că să fiu mendicant, să fiu toată viața așa, e foarte bine, adică oamenii nu-și dau seama ce bine este să, să te cași bine dimineața, faci un duș bun după aia și după aia te apuci, stai la computer și am chef de făcut ceva astăzi sau n-am chef de făcut ceva astăzi? N-am chef. Mm, și te culci. E super bine. leu cât de bine. De aia zic că nu e pentru oricine. Trebuie, că oamenii mai au și alte obligații. Unii trebuie să mai facă și bani. Că nu, dacă toată lumea ar fi vai de capul lor cum sunt eu, n-ar fi bine. Dar dacă te simți în confort cu chestia asta, e, e perfect. Confort. Păi și mai e și contrabalansul ăla, că totuși Băi, să faci un copil presupune niște responsabilități de astea. Da, Te-ai că dacă o să-ți apară un copil în viață, cumva o să. o să ți se schimbe no. tot montul operandi ăsta pe. Nu se schimbă, că, tot, că pf, dacă fac un copil, astea sunt condițiile în care fac copil. Eu o să fiu ăla care stă acasă și se prostește la computer. Și dacă din când în când o să mai fac niște bani, că o să mai vreau mai multe show că uite, de pildă trebuia să mai am și niște show-uri, a trebuit să amân, Uh, show-urile nu mi-aduc mulți bani, sunt, sunt așa adică eu mă comparativ cu orice comedian român care face cel puțin un show pe săptămână, eu fac un show la lună dacă îl fac și din show-ul ăla îți, îți dai seama sunt bani de buzunar practic, atâta tot chestia e că nu, nu fac altceva, nu fac nimic cu banii nu, nu simt nevoia să-i strâng nu simt nevoia nici să-i cheltui mai cumpăr o carte... Ce dracu faci cu bani dacă nici nu-i strângi, nici nu-i cheltui? Îi dau la Mega ca să mănânc. -a. Sau mai comand ceva și uneori... <laughs> Sau mai fac o ciorbă. <laughs> de da. Mm. Dar mai sunt, mă, oameni așa care nu sunt interesați de aspectul ăsta. Unul din ăștia pe care îi știu este Adi Schiop. Scriitorul Adi Schiop. Care tot așa nu are nicio treabă cu făcutul de bani, el scrie cărți despre cum se fute în cur. Na, bravo, Adi. Ce se... Îi place omului să spună despre chestia asta, povestește cum s-a făcut cu unul care seamănă cu Grigore Vieru. Uf. Și zici, uite și tu ce viață. Râzi, nu? Că na. Și încep să-ți apreciezi viața personală mai Bă, da, și, și el și-o apreciază așa, a lui, așa, exact așa cum e. Foarte bine. Nu judec. Nici eu nu judec. Bă, pot să judeci la un moment dat, dar ce fac cu judecata aia? Tu ai fost unul din primii oameni care au viralizat, ca să zic așa. Fără să vrea. Fără să vrea, a viralizat personalitatea flamboiantă de carton a marelui bard autohton. Dan Puric. A, da. Dan Puric, da. Care, apropo, o să aibă one man show la... Despre asta voiam să vorbim. Da, Mircea Rusu a băgat, care e directorul teatrului, care, dacă mi-aduc aminte, era Mircea Rusu Band, care făcuse... There's a party here in Transylvania. Eu o confuzie, nu e același. Nu e același. Da, parcă ar fi. Hai să zicem că e. Mi-a plăcut să fie același. Bă, ar fi fost tare, dar din nefericire nu. E Ia Mircea, Mircea Rusu. E Mircea Rusu actorul. Eu credeam că ăla e actor Mircea Rusu, la care ai Mircea Rusu band avea. Nu. No. Da, ok. Da, și acum o să aibă Dan Puric show la Teatrul Național, iubitorul lui Putin. Iubește-l, mă, pe Putin, muistule. <laughs> Dacă atâta te duce capul, nu. Da, trecând peste înclinațiile rosofile și da. eu am mai zis, sub nicio formă nu vreau să marginalizez cultura rusească în lumina lucrurilor care se întâmplă acum. Adică una din prostiile majore care mi se par că au tot fost vehiculate mai mult sau mai puțin artificial pe internet, la un moment dat a fost, nu știu, propunerea, nu știu... Da, demonizarea lui Dostoevski. Dostoevski. Ok, hai să o luăm așa. Uh, mie îmi place foarte mult Dostoevski trecem peste faptul că mi-ar plăcea sau nu, evident îmi place foarte foarte mult unul scritori scriitorii mei preferați care incidental ar fi uh, susținut această invazie cu mâna pe inimă o susținea dacă treia? bă e foarte complicat Imperiu panslavist în, dacă îi citești uh, da. publicistica uh. i-am citit publicistica că aceeași, uh. aceeași discuție și aceeași dilemă o am și cu Wagner uh. da nu. A eu Doamne, ce zicea acesta. Zicea că pe lângă faptul că susținea un panslavist din ăsta ecstatic să se întindă cultura rusă, că noi suntem așa, pe lângă chestia asta, el mai susținea și că la un moment dat știința va reuși să învie morții. Dar nu să învie morții aproape morți și readuce la viață. Nu No, no, şeli... Nu, nu, nu. Type Ci of shit. Face știința ceva și oasele se recombină. Și așa vom ajunge la împărăția creștină, prin știință, what the fuck, Uu, să vezi ce e acolo. E delir mistic. E delir mistic mare, un delir mistic foarte mare și s-a dus în aceeași zonă în care s-a dus și Paul Goma și în care s-a mai dus care era ăla, și Soljenițin s-a dus în zona aia la sfârșitul vieții, alt iubitor al lui Putin. Băi, da, știi că tu faci acum niște exerciții de asta de imaginație pe care nu putem să le probăm literalmente. Ok, dacă nu le probăm, dar citim ce a zis omul. Băi, lucrurile se schimbă foarte mult. Adică n-ai de unde să știi exact cum ar fi evoluat spiritual, sentimental, intelectual. Păi dacă la 60 ceva de ani mai evoluezi, eu cred că nu mai evoluezi. Când am murit 200 la 66, la câți ani am murit? Cam ăla ești. Cam ăla ești, după 40 de ani, ce să te mai schimbi? Ăla ești. Despre superioritatea culturii ruse? Mie nu-mi place, știi? De ce nu-mi place mie cultura rusă? Nu pentru că partea ei înaltă și nobilă și frumoasă nu este admirabilă și uh, adorabilă, dar e o cultură care nu poate veni decât cu partea altă. Și aici îți dă. The cultură și discurs și frumusețe și abisul sufletului și aici jos este muriți drept cu toți, muriți drept cu toți. E acolo în fiecare... Bă, e totul contextual. E... e totul contextual și... Dar eu cred că poți face o separație foarte clară între chestiile astea. Eu sunt ok să fie aceste lucruri într-o cultură, să existe demonism din ăsta bolnav la cel mai crud demonism dar în același timp să existe și o zonă îngerească. Mie mi îmi plac oamenii care știu să integreze cumva lucrurile. Să Bine, nu... domnule, păi și atunci l-avem pe Turghinev, care este Genie, care da. o care ca scritură este o ca o, un zefir cald de primăvară Așa. pe lângă Dostoevski. Da. Cinea Balcansulim și pe și uh, nu, eu nu știu că să nu chem să nimeni pe nimeni. Eu sunt ok să citesc mai în camp, eu sunt ok să citesc cele mai groaznice apucături. Dar problema e că acum, dacă ar funcționa în zona culturii Scrise toată cultura care ar conta, ar mai fi ok. Dar acum este, funcționează pe vizual și pe audio toată cultura asta. Textele pe care înainte ți le citai singur în cap, acum sunt actate. E cu totul altă mâncare de pește aici. este, și da. Cine are succes? Alex Jones și veselii lui. Dumnezeu, să vezi am văzut ce am făcut. Apropo, încă o voce, na. Vocea de obsedat, de bătrân obsedat. Păi, mie îmi place Alex Jones pentru că este una din cele mai tari surse de umor. Este. Adică mă uit și râd. Da, păi, n-ai cum să nu râzi așa. Alex ce... Jones, pe de cealaltă parte, am mai zis de Alex Jones că a nimerit niște conspirații. Băi, e foarte greu. Să de zic, dice... cauzi conspirații la un moment dat tot timpul și în ce a stricat, arată ora exactă de două ori pe zi și atunci le mai nimerește și el dacă cauzi conspirații. Ok, mi îngrovă la și filmul cu care a devenit el celebru. A, zis, nu l-am văzut. Grove. Ba, ar trebui să-l vezi. Ok. Ăsta e, ăla e un act de jurnalism alternativ care vine din partea unui om care pare că delirează continuu. Este surprinzător de coerent și on point filmul ăla lui despre Bohemian Grove. Ok. Adică te și miră că vine de acolo. Văzând discursul lui Alex Jones. Da, de rest. obicei, asta spun că oamenii își degradează personalitatea odată cu apropierea morții. Și depinde cum... Ok, hai să nu și-o degradează. Și o ajustează în funcție de apropierea morții. Și la unii apropierea morții, cum era cel... Uite, că vorbeam de Dostoevski, apropierea morții l-a făcut bolnava aproape de frică. Cea mai mare frică a lui era, bă, nu pot să mor și să nu se mai întâmple nimic. Toate ca toate de aici ne oprim. Păi la ce rost, ce rost are să fie așa dacă nu se întâmplă nimic după moarte? Uite, vezi, genul ăsta de tranzacționism e pentru mine brr. Lasă frate că se te... a fost și nu mai e. Ce așa deci complicat? revenim la întrebarea de fond yeah. de la care e o prostie sau nu încercarea de eradicare în lumina ultimelor evenimente a unor monolizi de ăștia cultural Dar nu, clar, e schim. prostie maximă prostie maximă să-i să, 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 să calci pe cap pe niște oameni care, de fapt pe, pe oricine, eu aș citi tot ce a scris și Putin aș, aș sta să văd ce a fost în mintea lui de, uh, nici nu pot zici dement un om malefic. Un om malefic care are posibilitatea să facă rău. Sunt foarte mulți oameni malefici care nu au posibilitatea să facă rău. El are și uite că face. Da, domne, da, și americanii și asta. Da. da, 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 și americanii și asta, da. Du okay. unde te duci să trăiești? În America sau în, sau în Rusia? Deci tu ca Simplu. cetățean român acum, Așa. la tine opțiunile personale, plan da. personal. Nu vreau să duc discuția în zona asta. Da, unde un vrei. Uh, opțiunile sunt ori pro-Rusia, ori pro-vest. Păi, dacă ai război lângă tine, uh, tu cu cine-ți, întreb. Nu, păi, prin... eu, eu tot timpul am fost pro-vest. Păi, eu nu tot poți timpul altfel. am fost pro-vest. Deși am sensibilități pentru anumite uh, repere de astea culturale rusești. Îmi place cinematografia rusă de mă. Piș pe clar. Mine. Și pot să-ți dau N exemple, apropo de a Boy and His Dog, cel mai apropiat film de ăla, care este la același nivel de măiestrie, este senzaționalul King Zaza. Uh, King Zaza am început să-l văd și nu l-am dus mai departe. Cred că am o problemă cu sensibilitatea sufletului slav. A, 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 am o problemă cu genul ăsta de molcomie dulce mă, găraie, Măi, de tu știi de ce sunt blând cu tine pentru că odată poți să-ți pocnesc una, dar eu nu-ți cu una. Nu, genul ăsta de dulce găreală care poate să se, dea, să se transforme automat în uh, amăreală și în răutate, uh, nu că mă deranjează, dar vine să mă piș pe ea. Super tare, pentru că e, Dar în același timp pot să apreciez... Lirismul sufletului rus, uite ok, lirismul sufletului rus Mă deranjează, nu-mi nu place lirismul ăla, cum nu-mi place lirismul francez, de pildă. Nu, nu... Când o wax poetic în, în franceză și când o wax poetic în rusă nu-mi plac lucrurile astea. Sunt anumite părți care îmi plac și de acolo, anumite părți care îmi plac și din, din chestia aia altă. Vorbesc cu o limbă care m-a format, apreciez anumite lucruri pe care le-am văzut în jurul meu, pe care nimeni nu o să le știe niciodată, ce să știe cineva de Caragiale, că și lui Eugen Ionescu îi plăcea super mult Caragiale și încerca săracul să-l traducă, nu înțelegea nimeni. Așa, N -ai apropo. Cum. -ai cum da. Am să apropo, apropo de America, eu am avut un prieten foarte bun care fusese um, în US Air Force. Așa. Și s-a îndrăgostit de o cetățeancă de asta de până la care nici ea nu era româncă. Ea era Așa. vietnameză stabilită în România. Și au decis, într-un moment de inconștiență absolută, să-și unească destinele în România. A, ok. El a avut niște misiuni pe aici și a plăcut foarte mult cu aici și a venit. ne un prieten. A avut niște misiuni, am înțeles, da. Acum în liceu. Îl știu, probabil, că eu fiind spion. Exact. Da. A și murit între timp. Ia uzi. Săracul, pentru că a făcut infart, a băut patru Red cu vodka, vorbesc serios. Ok. Unul după altul și a făcut infart de dimineață. Mega tragedie. Și mi-e super dor de el că era mega simpatic. Băi, și la un moment dat, discuția asta e din 2007-2008. Mi-a zis, bă, hai să vedem cultural România. Ce? pune-mă și pe mine în temă. Ne uităm la filme românești, ascultăm muzică românească. Gata, tată. Și am pus filmul meu preferat românesc, care este De ce trag Ok. alu Pintilie. La jumătate de film a râs de anțepenit. Bă, deci râdea incontrolabil. <coughs> La cealaltă jumătate, Băi, nu înțelegea. Da, pe n cum. Să Pentru în... că sunt niște. E un, e un comportament atât de specific românesc, încât el nu înțelegea de ce personajele alea acționau Așa, în felul da. ăla, ne făcând parte din aseturile lui morale, da. referințele alea sufletești pe care, și intelectuale pe care le aveau personaje, el nu înțelegea ce i mintea lor de acționează în felul ăla nou, părându se, părându -ni se perfect normal. Da. E foarte Goldoni. La bază ce se întâmplă în Caragiale? Da. Nu știu cât de apreciate Goldoni în cultura americană sau pentru consumatorul de teatru american, pentru că acolo e o gramatică vizuală și o altă școală a scrisului Acolo David Mamet, tot. Să nu-i plictisim pe cei care se uită aici, dând referințe nu care, care nu-mi voie de să de fie. Nu e dar... ca și cum ar fi prima dată când dăm referințe a, de asta. Așa că. <laughs> okay. nu să fim sănătoși. Asta am zis că e un episod da. mai special. Uh, și de asta zic. Băi, Caragiale a fost geniu. A, da, și luata, uh. și. Uh, a fost un tip foarte interesant, dacă te gândești. A. Uh, uh, da, ce pot zic? A fost tipa de interesant. A fost, a fost doar da. că a lucrat cu niște chestii care sunt atât de specifice nouă. Pe tocmai de asta zic că suntem pe la pulie aici. Cam suntem. Păi suntem, da. Și orice face care ar, ar fi mișto este mișto local. Citesc și din colegul meu de formație din plenete și pe care l-ai și cunoscut de altfel da. când am stat la Brașov, la festival de film horror. Da. Foarte mult mi-a plăcut evenimentul ăla. Da. Și el are o chestie care a zis, jmecheria maximă în România se oprește la Vama Borș. Adică este acea linie imaginară de la Vama Borș, în care dacă ești cu ambele picioare, pe de o parte, ești cel mai șmecher. Dacă ai făcut un pas în partea cealaltă și ai trecut de acea linie de la Vama Borș, nu mai înseamnă absolut nimic. Corect, nimeni. e de acord. E de acord. De asta mă simt, mă simt bine aici acum în satul ăsta nostru. Și pot să înțeleg foarte bine și frustrarea unui rus care Dom'le, noi nu suntem sat. Noi suntem o țară mare, suntem un continent. Noi suntem mari. A fost imperiu. A fost imperiu. De ce, de ce nu suntem iubiți? Și de ce nu ne bagă lumea în seamă suficient de mult? Pentru că vrei prea mult asta. Marc. Da. Și ți se pare că efectiv asta strică aspirațiile astea tâmpe așa mediul ăsta concurențional apucăturile astea competiționale nu, e foarte bine că să existe lucrurile astea e foarte bine să fim exact așa cum suntem oricum altfel nu avem cum să fim și nu e nicio problemă dacă nu avem cum să fim e foarte bine exact așa cum e adică de ce te-ar deranja că nu ești ceva ce n-ai putea fi niciodată nu știu eu nu sunt de acord cu ideea că poți fi orice, că terapeutizarea asta întregii culturi, că tu poți face orice, tu poți fi orice, nu mai trebuie să-ți pui mintea și vei. Ce orice, bă, ce atâta orice, ce, ce ai făcut? Ai făcut Apple, ai făcut niște business-uri de succes și ai ajuns superstar. Și ce? Același lucru le înțelegi și atunci și acum și le-ai înțeles oricând. Dar știi că e posibil ca unii oameni, efectiv asta, să-și dorească și ei să aibă drive-ul ăsta, cum tu ai drive de da. a face niște chestii exact în propria da. ta paradigmă, da. la care nu faci rabat absolut Așa. Mult. Lucru care mi se pare e absolut Prea absolut fermecător. Simt. Mulțumesc, dar nu am cum altfel, da. Da, sunt unii oameni care își doresc lucrurile alea, punctual, și care au și cultura concesiei sau a compromisului. Să facă, nu, că n-am o problemă cu oameni care fac sau nu fac lucrurile astea. Să le facă cu drag, n-au decât. Nu. Adică, inclusiv computerul la care te așezi, este rezultatul ambiției prostești a unor oameni de genul ăsta. Dacă nu era ăla, era altul. Care arăta fix la fel. Bă, nu știu ce să zic. Deși e acest fenomen de ruptură epistemologică, care, se, care explică, spre exemplu. Check out the big brains on, Brad. De unde yeah. era asta? Uh, Check out the, the big brains din, on bread uh, Fiction <laughs> Exact, exact, exact <laughs> E băiatul care își luase Burger de la big Kahuna. De la Bicahuna, da <laughs> Check out the big brains on bread <laughs> Îmi place cum mă simt troluit și nu mă ofensează absolut. Păi da. Bă, ești băiat, ce dracu! Exact! Suntem <laughs> băieți sau nu mai suntem? Cel mai bun răspuns din podcast -ul. Nu te simți ofensat că ești băiat, Ei, ce drag. băiat, da. Uh, tipul ăsta de ruptură epistemologică care foarte simplu așa sintetizat este cum tot contextul social și cultural la un moment dat se strânge, converge, e o convergență înspre un punct, astfel încât nu se poate explica cum două regiuni, în două regiuni de pe fața Pământului, care n-au nicio legătură una cu alta și care n-au interacționat absolut deloc, și vorbim de o, o, eră cu mult înapoi, în același timp a apărut varustins, stins. Varul stins? Varu stins. Ce zici aici? Despre ce vorbești? Despre varul stins. Okay. Cum în două culturi care n-au interacționat. A apărut ideea absolut de de var stins. Niciuna. Ok, care? Romanii și care? Uh, nu mai știu exact care era. Okay, a știu că ăsta e primul uh, Primul exemplu de ruptură de asta epistemologică. Ok, asta nu știam că a apărut în două părți, dar te cred. A apărut în două părți în același timp, în două regiuni care nu interacționaseră absolut deloc una cu alta, nici măcar nu știau unii de existența altuia. Azi. Dar a apărut varul stins pentru că cerea contextul. Nevoia uh, tehnologică în care se afla omenirea în momentul ăla a impus apariția varului stins. Și mai și ține o chestie și de noapte. inteligența care poate fi distribuită într-un anumit fel între, în anumite părți ale lumii și mai puțin în alte părți ale lumii. Nu e frumos să vorbesc despre asta, dar toată lumea știe că e un fapt. Anumite popoare. Sunt mai deștepte decât alte popoare. N-am nicio problemă să recunosc că noi românii nu suntem atât de inteligenți cât cum pe că sunt ne alții. Place să credem. Pe când ne place să credem. Nu e inteligența răspândită la fel în lume și nici nu trebuie să fie așa cum nu e inteligența răspândită la fel nici pe stradă. ce? Nu poți să vezi pe stradă unul care sau una care prost mustește de prostie? Ba da, după cum poți să vezi un om care nu e absolut deloc prost. Da, așa e. Unii, unii sunt mai... Ha, alții sunt mai... Ha. Hai ce să faci. Um, S-a văzut spectacolul la care foarte contrariați unii oameni, de la care foarte contrariați unii oameni au plecat. Nu mai știu care. Era spectacolul în care refăcei toate biturile lui Bobonete a, la -interpretare -a, plăcut, da. păi, a, ce plăcere a fost să-l fac Păi, ăla mi-a plăcut plăcere. atât de mult Ce e foarte ciudat este că doi oameni erau un cuplu Da, 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 știu, știu Foarte, știu. foarte arhetipal Gata, Foarte arhetipal, am și vorbit despre, ei, despre da, chestia da, da. asta Ea la un moment dat, fiind foarte contrariată pentru că probabil s-a chinuit toată săptămâna să-și convingă bărbatul să meargă miercuri seara la Caterinci la a. spectacol cu Caterinci a venit și a nu știu dacă mai ți minte gestul când a trântit paharul de Erau masă. Erau cu luminile pe față dar am auzit. Nu, am, eu, eu eram lângă ei. eram mai în, găie, Așa, nu, nu, nu vedeam. A trântit paharul de masă și foarte contrariată, am plătit pentru un bobonete mult mai prost. <laughs> da, da, da. Și-a plecat, la a luat de mână și-a plecat. astea sunt glumele bobonete. Exact! Păi Da! <laughs> toate, numai, numai glumele lui Bobonete sunt. M Am văzut ce chinuia a fost pe mine să le notez. Alea, să zic, băi, ești nebun? M-am suit în mașină, soacra mea... Tu uh. <gri> <gri> te frate de aici. Dar care a, a fost... Stai, 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 stai un pic, stai un pic, că e un concept acolo. Ce concept? Am zis, bă, știi ce? N-am chef să fac un show nou. Ia, stai să fac o chestie. Iau toate glumele lui Bobonete și le zic că ce e greu? Vii, zic să zic o glumă. Să, să, să zici o glumă. <laughs> <laughs> și începe să zică că... Bă, păi, și mamaia, a venit și a zis... Bă, bă cum o cheamă? Tiberiu, cum o cheamă? Uh, Mihai. Mihai. Așa. Băi, Mihai, uh, Mihai, mă tu ești mai uh, prost așa, nu, nu mai știu ce ziceai, făcea bunica sa, <gânghe> îl făcea mișto de el. Și îl zice, mă, măi, că nu știu ce, e. Apropo de asta, ridicatul din numeri și din sprâncene. Cu, vorbeam cu Ovidiu Bejan, prietenul ăsta al meu, care a spus că dacă da, ei sunt te, da, te uiți la, las la, Da, zis Da, ei sunt te uiți la, la fierbinți, fac așa tot. Ridică din numeri. Și când știi că ridică din numeri, a venit o glumă. Bă, am putea să facem asta pentru oamenii care sunt și pe memorie și sunt pe Happy Fish. Am putea să le dăm două minte de reacții din partea ta peste care să Uite, pună vă, ei sunet? Nu, pune asta, pune asta. Păi nebun? Păi nebun? Păi nebun? Păi ești nebun? Merge la orice. Știi regula lui 69, nu? Nu știu, regula 69. Regula lui 69, băi, dacă zic de unde o știu, de la Stela Popescu, Bă. care zice, când, dragul meu, mi-a zis Dumnezeu Sfânt. când tragi peste un cântec la care nu știi versurile, spui 69 în continuu. Da, da, foarte bine. Dar asta știi de unde știe ea, asta? Hai mm. că nu e a ei. Băi, eu de la ea o știu. E de la ăsta, cum îl cheamă, regizorul italian, La Vita e că am o problemă cu numele și îmi scapă. Zi să zic. Roberto Benini. Nu mă. nu la, Bela Dolce Vita, la Dolce Vita. Am... Vezi? Am, o problemă cu Felini. numele Felini. Vezi? Am o problemă cu extrazul numele lui Benini. Da, știu. Da. La, ăla așa făcea cu actorii. Îi punea să facă 21, 47, 69, 40 și pe aia punea vocile peste. Că și așa, dă-i piesă, da, mai zi de actor, oricum. Bă, nu știu dacă la Otto a fost chiar așa. Nu, ba da. La Otto a fost e un Film, e filmul lui Truffaut uh, 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 despre, despre, cinema, care se numește uh, Întuneric... Cum, cum, se numește? Uh, când, când, faci Întuneric... Când faci să pară amiază... De, uh, întuneric, dar de fapt e la amiază. O uh. Ai noapte americană. Da, da ale, e. Noapte americană. Da. Acolo zice că așa făcea Felinii. Lasă, dragă, că la felini așa făceam. 21, 48, 54, da, 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 da. Și... Probabil e adevărat că nu avea el probleme să nu facă așa ceva. Mai faceți o țigară, Îmi place, ți-am mai zis, ce îmi place foarte mult la episodul ăsta este că ca niciodată ne-am dus în zona asta de repere culturale. Dar hai să nu ne mai ducem în zona asta de repere culturale, că ne-am duce foarte mult. A, bine, atunci ne ducem. Nu, putem să ne ducem. Bine. Dar trecând peste asta, da. băi, tu la rândul tău ar trebui să ai niște influențe sau ar trebui să ai comedianți preferați. Eu am comedianți preferați. De pildă, uh, cum ți-am zis, Tim Heidecker, Eric Wareheim, evident, uh, stazi să-i zic... Uh, John <gătă> -i lasă -i pe John C. nu că l-am de la vreau să zic. Andy Eric Andre. Andy, Kaufman... Uh, Mulți. A apărut inerent la un moment dat comparația între tine și Andy Kaufman. pare că nu numai între mine și Andy Kaufman. Oricine care face o comedie care nu este stand-up obișnuit poate fi comparat cu Andy Kaufman. Și dacă o face cât de cât, ok. Mulți, mulți comedianți. Și Apropo de Milos Forman, ți-a plăcut filmul despre Andy Kaufman, al lui Forman? Băi, mi-a plăcut, uh, dar cred că dacă l-aș vedea acum cu ce am văzut după și cu interviurile pe care l am văzut după, nu mi-ar mai plăcea atât de mult. Și după documentarul absolut sinistru, Jim and Andy. L-am văzut și pe ăla și mi-am dat seama că atunci s-a -a făcut Jim Carrey cam Kanye West. S-a dus Hai un pic, da, da, și a, -a da. plecat așa, dar da, da, să-i să plece. Cam. Adică dacă vorbeai cu Miloș Forman despre Jim Carrey după ce a făcut filmul ăsta, știu, toată lumea a fost dată pe spate de performanțul lui Jim Carrey, Miloș Forman nu voia să mă. Nu ajute. voia, nu vă te încolo cu arta ta să rămâne. <coughs> Și da. vorbim și vorbim de un regizor. Chiar aveam un prieten cu care discutam despre cât de mare a fost Miloș Forman Dumnezeu să-l a murit acum 2 sau 3 ani. Da, a fost. Uh, e un regizor care e atât de mare încât nu care eu vreun film prost. Nu există un cadru prost în filmul lui. Nu am o problemă cu cadre proaste într-un film. Asta, măcar atât am învățat și eu decât cât. Uh, iau și scormonesc în gunoaiele internetului. N-am o problemă cu... Mm. Ba chiar am impresia că e, e, foarte important să nu ții la frumusețea unui cadru. Pentru că dacă ții la frumusețea unui cadru, de acolo vin toate. Eu am făcut liceu de artă. De când eram în a 5-a până la 12-a, trebuia să te gândești cum să umpli o foaie. Și ca să nu mai știai ce compoziții să faci, ce chestii să faci, stropeai niște bucăți mici de hârtie pe care le rupeai așa și ziceai, uite, o măresc pasta și o fac așa, că uite ce interesant vin formele așa. După tot exercițiul ăsta, la un moment dat am avut pe la vreo 15 ani... Am avut un moment de criză, când probabil toată lumea are criză mistică sau ceva, în care mi-am dat seama că uh, uh, absolut orice poate fi oricum, dacă ai un demers. Uh, serios, dacă ai un demers care e ok. Cine dracu, ce francez m-a zice asta? N-am portă chii, n-am portă coa, nu mai știu. Dar mă rog, că asta seamănă. Dar ca idee, m am apucat să desenez o chestie așa, o prostie pe foaie și ziceam, fac un căcat și asta poate să fie trecut de compoziție. A început să mă doară capul foarte tare atunci și m-am gândit. Am avut un moment în care chiar mi s-a aprins conștiința, am văzut cum e lumea cumva și am zis, bă, da... E așa o mizerie că te, te aștepți dacă cumva, asta este să fii un pic dacă cumva fac, pun în, în în imagine, o idee, te uiți acolo și vezi o deschidere către o lume care poate fi dincolo de treburile astea: că n-a crescut cu imagini renascentiste, că în liceu de artă, tot ai, ai un cult al imaginii. Și cultul imaginii te prostește foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. De-aia, cultul imaginii nu trebuie să existe. Da a fost atât de special Miloș Forman. Pentru că poveștile sunt grozave, filmul este extrem de coerent. Pe de altă parte avea și obsesia asta a cadrului perfect. Sau o făcea instinctual pentru că era foarte Poate era metalic. să facă instinctual. Că uite și Verhoeven ăsta, că vorbeam și el are... Uite-te la cadrele lui că sunt foarte coerente vizual și... Fără discuție. Nu există în filmele lui Verhoeven și repet, vorbim de Robocop Totaricol și mm. Starship Troopers. Da. Nu există niciun moment de confuzie. Totul este extrem, extrem de clar. Da, omul s-a uitat la atât de multe lucruri încât vizualul lui e foarte bine informat și când îl deranjează ceva, scoate, pune și automat iese ce a trebuit să iasă. Și Ridley Scott e la fel. De Lynch asta. e la fel. Și Lynch e la fel. Dacă te uiți la ce picturi face David Lynch, ce imagini... extraordinar de bune. Sunt bune, dar sunt... Uh... Păi, mie fotografiile lui îmi plac mai mult Și fost o... pe aia cu Zeppelinul pe scări? Nu, nu știu cu zepelinul pe scări, te cred că e faină dar eu vorbeam de Vre stai, stai, așa. Vreau să zic că um, sunt foarte faine uh, vizual toate tablourile lui și foarte coerente dar au o au o rutină există o rutină în care David Lynch intră și, practic, se semnează în fiecare tablou cum se semnează scaterii din capitală. Fiecare chestie este un fel de semnătură. Eu sunt aici și eu vă arăt ce e în capul meu și voi o să recunoașteți din prima căsiuă asta. manierism. Probabil, probabil că e un manierism, e manierismul lui, dar e, e foarte fain manierismul lui și e exact. foarte puternic. Ok, puternic, dacă vrei treaba asta, da. Dar nu prea te Fă surprinde. Cum te Kandinsky, Kandinsky și știi din prima că e Kandinsky... Hmm. Da, la e... Mune e mai greu un pic. Acum e mai greu, dacă. Acum e mai greu, da. Toată lumea e așa. așa. la Picasso e tot la fel, la Daliev la fel, adică fiecare. No, da, de ăștia ave... se numesc, moderniști pentru un un, un, un dintr-un motiv că acum nu da. mai pot fi oamenii așa. Nu. La că... Basquiat era foarte clar. Da, baschea? Ba Basque. basche, Basquiat. 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 se pronunță? Eu Eu citesc în franceză, când văd un Q, baschia. Păi da, cumva avea origini. Ia stai așa. Uh, stai. Hai să vedem cum zice Siri. Ia. Yeah. Siri, when was Paul Basquiat born? Paul the Apostle was born in 5 AD. Azi nu am înțeles Paul, Apostolul. A, 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 scris Paul Basquiat, așa, da? Așa. Uh, o, o, zice așa. Uh, When was Paul Basquiat born? Paul the Apostle was born in 5 AD. Yes, When was Paul Basquiat born? Paul the Apostle was born in 5 AD. Google Basquiat. Basquiat. Păi, Basquia. e el așa, dar cum se citește, era ideea. Na, dă la și pe ala. Da, adică vorbim de o trademark-uri de-astea vizuale, pe care e normal. Adică, inclusiv la filme sau la tot ce a filmat și tot ce a făcut David Lynch, îți dai seama din prima că este David Lynch. Da. Tocmai am văzut că a fost trecut în Oxford la începutul anului, au fost trecuți termeni ca a fi norme estetice în cinematografie. Aole, când Lynchian, în... Ă, știu, Lynchian, Tarantinesc Nesca, și nu mai știu cine mai era, care era al treilea. Mai mulți sunt uh, Kubric, posibil. O, Cubrician. Cubrician, da, Cubrician. Și ăla e Cubrician. Așa ăla e Stanley Kubrick. Băia ce fain așa Filmul tău preferat de la Kubrick. Uh, acum, asta mi l-a zis. Nu, că știu care. Uh, <gri> asta era că până să mi-l pună Cristi Puiu, când am fost studentul lui la facultate, nu știam de el, Mary um, linden, zici. Barry linden. Da. Oral oh, e senzațional. E pf, hai ce fin fine. Care știi că legenda știe că a fost făcut cu lumina naturală și cu celebre obiective luate de la NASA care de au fost sensibile da. la lumină. Da. Făcuse după uh, odiseea spațială sau înainte? După. Atunci clar că e posibil să fie avut de unde să. Da, 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 da. Și mi se pare că e făcut <coughs> și după Cloacor Coringi Posibil, nu mai știu asta. Nu știu. Și l-a făcut Barry Lyndon, l-a determinat să scrie viața lui Napoleon, pe care n-a mai apucat să mai, o ecranizeze. mai făcut, da, da. Și că eram... A, apropo, știi avață. cine face viața lui Napoleon? Kitbag. Ridley Scott. Ridley, nu ăla al alt. Oliver Stone? Nu, Ridley Scott. Nu e cu Joaquin Ot? Phoenix care îl joacă pe Napoleon. N-a fost virală poza cu uh, el. Eu așa știu, și... Kid Bag okay. se numește. Ok. okay. Ia uite-te, baboiaș ca să nu vorbim prostii. Că ăsta Nolan face primul film în care Cillian Murphy personaj principal. Ok. Și în același timp, Ridley Scott face kidback cu Joaquin Phoenix ca Napoleon, ceea ce e ciudat, cu Joaquin Phoenix e înalt, Napoleon era scund, da, mă rog. Ridley Scott, tare. Ridley Scott, da. nu kidback se numește filmul? Kitebag. Kitebag. De fapt, sunt tâmpit. Da punga de zmeu, kite bag. Sunt foarte curios. Oricum, ai văzut ăsta al lui Ridley Scott, lasă House of Gucci, mm. care a fost dezamăgire. Ăla de dinainte, The Last Duel, of, care ăla e unul din cele mai bune filme. Da. Nu e, e, e de mult. Nu, faci confuzie cu primul film al lui Ridley Scott, care s-a numit The Duelist. A, The Duelist. Care... A, și e... Last Duel l-am văzut, dar și l e, și e fain. Și E ăsta în care da, în este absolut împuțit da, 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 și senzațional. Da, da adică l-am văzut. E ben Affleck în ăla. E ok, e ok, e mișto. Da, e mișto. E foarte mișto. Și din actorii ăștia de școală nouă, în continuare, confirmă cu fiecare apariție Adam Driver. Este... îl, îl știu dacă îl văd. Dar altfel, um, Adam Driver... Stai, Arată Adam Driver. Nu arată mai arată Adam, Adam driver. driver. arată el ca să-l vadă, să, să văd. Da. concret. Adam să arătăm și la oameni pe Adam Driver. Ah, Adam Driver, iată, da. Care a fost, da, da, da. apropo de de ăștia genial, care sunt foarte hit and miss, Jim Jarmusch a făcut mm. cu el filmul despre el fiind șofer de autobuz și a zis o să-l pun pe Adam Driver, <laughs> driver, da, să okay. fie șofer de autobuz. Au o glumă de la um, Tim care era că tipul care a jucat în Fast and Fur in the Furious, Paul Walker, ar trebui să nu se numească Paul Walker, ar să se numească Paul Driver. Voi <laughs> <laughs> e foarte bun timp, hai de chiar Dar mai e timp Eric? Încă mai e? Să, mai fac să câteva mai chestii, mai fac câteva chestii, în prima, dar uh, Eric acum se ocupă de mâncare. Nu știai? Ba da. Mamă, dar ce mâncare! Da? Fuck. Deci la nivel de ăla de... E... Da, Eric uh, Werheim lucrase și la uh, Master of None mm -hmm. cu Aziz Ansari ăsta. Mm -hmm. și erau chiar foarte, adică aveau chimie și acolo bun. au făcut uh, videoclipul uh, la, la Kanye West și se plimbă ei prin Roma și de fiecare dată când face Kanye West uh, mănâncă ceva și fac uh, la fiecare mâncare <laughs> băi ce buni sunt timp? Eric A, sunt foarte buni. mamă ce fain sunt chiar sunt super faine Mă bucur, mă bucur, foarte mult că am putut să că, că poți să găsești dacă cauți oameni pe care chiar să-i respect și să-i chiar emulezi. Până la un moment dat, deschiderea înspre zona asta de umor a avut mtv -ul. Uite că vorbeam de Aziza Ansari. Da da, 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 Tu ai văzut show-ul lui pentru MTV care se numea The Human Giant? Nu, n-am văzut. Bă, era foarte bun și era tot în zona asta. Hmm cu un tip care s-a apucat să se meargă pe role și să chinuia să spună părinților lui că e gay. Așa. Mai... Gluma <laughs> aia veche. Exact. Doar că el a făcut o schiș și a făcut-o foarte funny mm. și cu sportivul de performanță care avea contract cu Gatorade și a murit din cauza că a băut prea mult Gatorade. <laughs> Gatorade era și sponsorul oficial al înmormântării lui și era tot branduit cu Gatorade. Nu inclusiv știu, dar e fain. Ai fain, asta e fain. Da, bă, Era foarte bun. Da, The da. Human Giant era foarte bun și era foarte funny. Și au mai fost Tom Green, Andy Dick, care tot Tom așa... Green. A, ah, uite, ză... am uitat să zic de Norm McDonald. Băi, Dumnezeu să-l ierte. Da. În fără scuze, podcastul ăsta săptămânal de la mine cu Bogdan Mălele, nu știu la un moment dat, când tot avem discuții despre stand-up, nu cred că a fost discuție în care să nu-i menționăm pe Norm McDonald și pe Patricionil. Păi Patricionil nu l-am prins ca să-l... Păi l nici noi nu l-am prins. Așa, dar eu sunt cu Norm McDonald forever. Deci sunt... am Tot, tot ce Norm McDonald am, am băgat. Deci nu e cazul să-ți detaliez The Mouth. Gym, da, nu, nu. Care este... Nu știu știu apariția știu despre ea, știu cum a făcut-o, că trebuia să fie 30 de secunde, dar avea șapte minute. I s-a spus că trebuie să intre șapte minute și că trebuie să le umple. Ce ne facem? Hai să lungim un banc. Și referințele culturale pe care le da. folosește. Gogol. Sunt din Gogol, da. da. Foarte. Mă. Adică toate numele alea sunt din Gogol. Asta când, ziceau toți că asta când auzea ceva despre un scriitor, nu că citea cartă respectiv, citea toate cărțile care le-a scris omul ăla. Wow. A fost un gen al comediei și a da. fost un geniu care a înțeles foarte bine ce înseamnă stand-up comedy cu toate manierismele lui și a perfectat arta stand-up comedy-ului. N-a folosit stand-up comedy-ul ca un vehicul către altceva. Mm -hmm. Adică voi face stand-up comedy ca să am la un moment dat un serial de televiziune să fiu superstar. Da. N-am făcut. El a fost și foarte mulți comedianți îl îl menționează ca fiind influență și a fost în zona asta de comedian's comedian. Dar e mai mult conversaționalist Conversaționalist decât comediant el. Râzi mai mult când îl vezi cum se uită la tine și se pregătește să zică ceva decât lucru în sine pe care dacă l- auzi și nu-l cunoști te uiți și ești un pic contrariat ce a vrut să zică omul, stai ce așa amuzant și după aceea îl vezi cum o traia lui și zici, bă, dar asta a vrut să zică ceva, asta, asta, face mișto de mine și, și nu știu de ce. Exact, da. și cum folosește arhaismele alea pe care când le arunc eu la alea râdeam da. foarte tare, spre exemplu. Da. Că inclusiv da, da spunea, bă, că ai niște expresii pe care numai tu le, fol le chunk mai folosești. Chunk of coal. Oh, God, oh, multi. da That's mai mea 2009 zicea în 2019 ah. Oh God, oh mighty You won't hear this from a 1935 comic <laughs> Gluma cu femeia care a intrat în comic și Dacă îi faci sex oral Își uh, revine Doc, he, uh. she's choking <laughs> prostie, mă, prostie. Hitler's dog gossip and trickery. Da, da, Hitler's dog, da. Despre cum câinele lui Hitler, când Hitler, Hitler pe ușă, câinele zice, dintre toți oamenii, te Hitler iubesc. este preferat. îl <laughs> iubește, îl iubește. Cel mă. mai mult îl iubesc pe Hitler. <laughs> Băi, este... Numai Norm McDonald putea să facă da, atât de fani o chestie. Putea să zică o chestie din asta să râzi. Și atunci te întreb pe tine, din nou, acea fină linie, atunci când faci umor, mm. între Pot să glumesc despre asta sau nu pot să glumesc despre asta? Care e la tine, personal? Nu știu, sincer. De, am descoperit, uite, de pildă, când l-am găsit pe băiatul la Alexandru Pârgaru. Pârgar. Uh, am zis, nu o să fac absolut nimic, nu-i pun în gură absolut nimic, repet exact ce a spus el. Aia mi s-a părut că un sketch foarte ciudat. Suficient, nu, de, de, de ce? Că e un musca. Așa zice el, musca. Ia taie din ce zice el chestia aia, încearcă să-l perfect și vei vedea un pic și cum gândește. Și l-am înțeles cum gândește. E, am, am, am înțeles. E, așa el. Mi-am <laughs> dat seama că <coughs> multe din uh, cele mai plăcute clipuri pe care le fac sunt alea în care nu pun de la mine absolut nimic. În care pur și simplu mă duc și văd ce a gândit omul. Și atunci care mai e rostul? Ah, e yes, un mare rost, pentru că dacă înțelegi cum a gândit omul, micile frazări pe care le poți da îți te ajută dacă nu-l cunoști pe omul respectiv să vezi cam ce poamă e. E foarte ușor să um, imiți prostește, dar e foarte greu să te forțezi să imiți și gândul care a stat în urma cuvintelor pe care le auzi din gura unui om. Și dacă faci chestia asta cam o zi întreagă, că durează să fac un, un clip de 3 minute, eu am impresia că am așa o afinitate cu omul respectiv. De-aia spun că îmi plac nebunii. Pentru că uh, mi se pare că nu vreau să fiu răutăcios, dar e așa de ușor să-l faci Eu bitch. Your bitch pe oricine. Asta Trebuie să-l să faci spune. cu răutate. Ai pare... atins două chestii pe care chiar voiam să mm. le discut cu tine. Și am mai spus asta și am întrebat și pe Teo și pe Costel da. când am fost aici. Nu-ți se pare că în mare parte, esența umorului românesc sau unui show de stand-up... Este jmecheria. Este jmecheria, dar și Hagi da era jmecher cu mingea. Dacă da căuta un arhetip social păi. pe care să-l consideri inferior să-l suminezi și să-l arăți cu degetul mod repetat. Uh, cu alte da, cuvinte, ba da. găsim pe unul mai prost ca noi și facem mișto de el. Nu e asta esența oricărei comedii? Nu neapărat. Atunci, bine, haideți să imităm, dragi oameni, pe oameni pe care îi stimăm. Și vei vedea că de fiecare dată când încerci să imiți pe oameni pe care îi stimezi, o să râzi de te caș pe tine, pentru că oricum ai încerca, <laughs> la un moment dat... Micile căcaturi pe care le scoate cineva, spun cine e și totdeauna e fain să descoperi lucrurile astea, e o, e o mare plăcere pentru mine să fac asta, mai ales că l-am invitat pe Cristi Puiu, exact așa vorbește, adică nu trebuie decât să îngroși un pic, numai să subliniezi, a uite, vezi, fiecare chestie asta pe care o faci este o subliniere a unui cuvânt pe care îl zice omul respectiv. Sau subliniez un gest, sau subliniez orice. Și e suficient că multe chestii vin de acolo. Și în felul ăsta mi se pare că fac un fel de film la care nu m-aș fi așteptat să ajung dacă nu-l făceam. <coughs> nu știu, mie îmi place chestia asta. E, e suficient să imiți un om câteodată când omul ăla e foarte interesant. Deci, mare parte din procesul tehnologic al alcătuirii da. filmulețelor amuzante la mm -hmm. care am râs. E happening -ul... Da, îmi place mie să fiu câteva ore omul respectiv. E, e suficient pentru mine. Dacă fac chestia asta, mă simt foarte bine. Trebuie să recunosc că ăla cu brașovenul care învață limba română. <laughs> <laughs> este... da. Unde pula mea ai găsit? Pe Prelinger Archives. <laughs> Archive.org și acolo e o secțiune, Prelinger Archives. Și găsești. Sunt uh, multe filme de ochiate, de se le vedeau în anii 60, se dezbracă o femeie. Băi, ești nebun. Sau PSA-uri din astea, sau na protecția muncii, practic, filme Printre de protecția muncii. Primele casete porno pe care le-am văzut, dar nici măcar porno nu era pe care le-am văzut. La începutul casetei video era filmul Terminator 2, Așa. după care era, nu știu de ce, uh, un sfert de oră din The Deer Hunter. Așa, că ce? na, se mai, se mai uh, întâmplă. Și după aia erau niște porna. filme cu o doamnă blondă foarte mare, dar am uitat cum o cheamă. Era cineva de la Cazavencu care mi -a zis cum o cheamă. Jenna Jameson? Nu, <laughs> care avea niște sunt foarte mari, era ceva prin anii 70, cred că de atunci am eu boobs fixation. Așa are niște sunt foarte mari și face niște activități cât se poate de uzuale. Da, cu sânii mari. Cu sânii mari alături. dezgoliți, alături, alături de ea, ținându-i companie atât <coughs> ei cât și nouă. Da. Și dă cu aspiratorul, <coughs> șterge praful prin casă, face, face clătite, face clătite, Silviu. Da, da normal. Face clătite, răspunde la telefoane, <coughs> Dă da, telefoane, se uită la televizor, ascultă radio, citește Dostoevski. <gântu -i> Și în tot acest timp, sânii ei sunt dezgoliți. Așa. Restul casetei video se termină pe cât de brusc începe, pe a de brusc se termină. <gântu -i> exact. A. Exact, asta e sunetul. Păi? <gântu -i> Și ă, ăsta e alt tip de happening stau să mă gândesc ce a fost în, 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 mintea omului care a avut acest presc de mers creativ, ca să zic așa. Păi sunt atât de multe filme care numai asta făceau, dacă te uiți pe arhivele alea în anii, din anii 60 până, până acum, vezi o grămadă de chestii din astea. Da, e <coughs> mult material vizual în lume, n-ai cum să te plictisești. N-ai cum să te plictisești, aici ai zis bine. Aoleu, câte sunt. Uh, unul din apanajele omului care se ocupă cu umorul, Așa. comedia, uh -huh. entertainmentul, uh. distratul oamenilor, uh. artistul pus în slujba bunei dispoziții a oamenilor din da, jurul lui, este că este puternic ancorat în realitățile cotidiene. Silvia. Dar toată lumea a ancorat în realitățile cotidiene. Puternic ancorați și observă, mai ales în zona omului observațional. Uite, dacă surprinză. vrei, chestia asta care mi-a plăcut și mie foarte mult la Norm McDonald a fost într-un interviu că l-am văzut pe toate și unul din ele, unul mai obscur, așa, a fost cum a descoperit el că totul e amuzant. Când avea vreo șase ani, Taicăsu i-a zis să-l ducă pe un prieten de al lui care era orb, pe stradă să ia nu știu ce tren sau mai știu unde avea să-l da, ducă. Da, da, am văzut și eu interviu. Da, și a zis că i s-a părut, a început să descrie, să-i spună omul, zi ce e pe stradă, uite o mașină, uite un copac, uite un tufiș și a început să râdă când se uita în jur și a descoperit că de amuzant îi zici unui om chestii pe care tu le vezi în fiecare zi și sunt foarte amuzante că ăla nu vede și el lângă tine are ochii deschiși, dar nu vede că nu vede, e orb și explica, E un scaun aici, aici nu ne oprim că aici este, uh, deci sunt niște trepte, dar după aia e o, o bordură, cum să-ți explic? Și nu putea să explice și îl râsul și a descoperit cât de amuzantă e viața în general. Că este foarte amuzantă, de-aia nu poți să, Eu, nu știu, când cineva care ia în serios viața... Mult e... prea în serios decât câte de cazul. Păi, cel mai bun citat din Norm Donald a fost probabil și după ce afla aflat care cancer lucru pe care l-a ținut ascuns. Da. Spus, 9 spus. ani. A fost life is the greatest gig you can have, you can do anything, go to Chili's or wear a hat. Da. It's great. <laughs> da. Și cred că fix despre asta e, despre fascinația da. legată de lucrurile mărunte. Da, Și da, da. Te înțeleg perfect, dar revenind la ce voiam să întreb. În principiu, oamenii care se ocupă cu umor, mai ales cu umorul ăsta observațional, dacă da. nu ai cultul ăsta al fiziologiei nimicului pe care la un nivel mult mai ușor digerabil fie vorba între noi, îl are și Seinfeld. Da, îl are. Și e foarte bun. Mai mult are David, dar și Seinfeld. Uh, da. Uh. Uh. Băi, trebuie să știi exact care e. Trebuie să știi foarte clar care e ora exactă. Da. Ca să faci umor. Și da. fiind acum fluxul ăsta de informație audiovizuală, scrisă, internet, offline, fiind și o mare afluență de fake news, că se tot vehiculează termenul ăsta de ceva ani încoace, din ce în ce mai frecvent, tu cum îți filtrezi toată informația asta care vine spre tine? Nu-mi place să știu că cineva poate fi rănit de lucrurile pe care le-aș le zice eu sau le-aș face despre persoana respectivă decât dacă o merită și dacă și cine sunt eu să decid dacă merită cineva să fie jignit da sau nu. Dar răspunsul la următoarea întrebare. Nu, nu la asta fake, cu fake news-ul. Dintre tot... Deci... Așa? Din afluența asta uriașă de informație care vine spre tine, cum îți dai seama sau ți-ai perfectat vreun sistem de a filtra ce crezi că e adevărat și ce nu din tot ce vine spre tine? E nevoie. E nevoie că... Um, nu e ca și când n-ai de unde să-ți iei surse de informație. Nu e ca și când atât de mult e controlată realitatea pe care o vezi că nu poți avea încredere în nimic. Pe bune? Adică cine zice chestia asta cu mâna pe inimă? Că noi, nici un filozof nu poate spune care e adevărul. Da, eu știu că m-am spălat pe dinți de dimineață. Da, dar știi exact. Du-te frate de aici și plimbă ursul. Că la un moment dat știi când e cazul să te oprești și când e cazul să începi. E foarte clar pentru mine când începe o treabă și când trebuie să se termine, pentru că m-am hrănit cu compoziții toată viața. Trebuie să înceapă de aici să se termine aici. O, o lucrare așa arată și trebuie să înceapă de aici să se termine aici și după aia trebuie să ne ocupăm de altceva. Și nu merge să n-ai repere de nicio culoare și, să, și nu merge să zici că nu știu ce repere să am. Că nu te cred, nu cred pe nimeni care zice nu știu ce repere să am, nu știu ce e adevărat și ce e fals. Cam știi, cam știi, nu știi detalii, dar povestea în mare a lumii o știi. Toată lumea o știe. Instinctual, știi. Da, toată știi cum lumea. Stau dacă suntem aceleași ființe de carne și de sânge care au existat de atâtea mii de ani pe lumea asta, știm când. știm ce e bullshit. Nu știi detaliile unui anumit bullshit, nu știi cine a dat o bombă, dacă ăia sau dacă îilalți, dar probabil ăia și nu ăilalți. Că dacă crezi că ăilalți, atunci ia să vezi, să vezi se poate, da, și îți începi să-ți faci filme. Și când începi să-ți faci filme și ai nevoie de alternative la realitatea acceptată de toată lumea, înseamnă că toată lumea trăiește într-o realitate virtuală și numai tu ai adevărul undeva acasă la tine. Și nu prea e așa, adică de unde știi că s-a ajuns pe lună? Și totdeauna mă gândesc la treaba asta. De unde știi că pe mormântul familiei tale, unde, în mormântul familiei tale, unde scrie numele, sunt, îngropați rudele, sunt îngropate rudele tale? De unde știi? Păi le-am văzut. Dar de unde știi că nu le-a luat cineva și l a pus acolo și pe tine te prostește? De unde știi? Că dacă te duci la de unde știul ăsta, e foarte periculos. Pentru că Asta spun, încă nu e lumea atât de complicată încât să nu o, o mai înțelegi deloc. E simplă, dă-o în paștele măsii. <gântu> nu stăm în realitate virtuală atât de mult cu tot meta și tot, cu tot căcatul ăla care ai văzut că în meta acum au apărut polițiști care sunt uh, uh, lupuaice, uh din astea a manga. Da. Așa sunt. Femele care sunt, hei, stai puțin, liniștește-te, noi suntem poliția. Știi okay, cum arată lumea de fapt da. și de drept. Da. Să știi că eu mai stau un pic, trebuie să plec, că ți-am zis. Da, dar da, mai să stau, stau un pic. Mai stai da. un pic, înainte să spargem jazzul, da. pentru că tu l-ai menționat pe Norm McDonald, da. care la un moment dat a zis, având o problemă cu Alec Baldwin, așa? care acum am mai nou are alte, are, probleme de... are alte probleme săracu, are Baldwin la de Night Live, îl da. făcea pe Trump. A, da, -a și mie nu-mi plac chestia asta. E super simplu să-l să, să limiti pe unul. Păi, dar tocmai ai zis că e fan. Să da, pe să un. E, pe e o a... contradicție cu ce ai zis nu, e, nu e o contradicție, stai să ne gândim E foarte ușor să limiți pe unul uh, Și să zici, băi, ești nebun Așa pot să limit eu pe Bobonete Și l-am imitat odată și pe anul mai imit Că nu e atât de interesant omul um, încât să stau Să fac săptămână de săptămână Numai despre Bobonete sau numai despre Dan Puric Sau numai despre ăla sau numai despre celălalt Nu e așa de interesant Norm McDonald a zis așa Ce nu-i place la Alec Baldwin De așa, la de Night Live este că una din legile nescrise ale parodiatului sau imitatului un personaj de ăsta este că trebuie să-și și placă de ăla. Și da, să-l place. Da, 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 asta zic că mi-e îmi place când, când îl limit pe unul, îmi, place de el momentul ăla, îmi place de el, chiar îmi place, adică nu, nu stăm să ne gândim că vreau să-l fac mișto de el, dar oricât mi-ar plăcea, nici de mine nu-mi place atât de mult încât să mă pun în cea mai bună ipostează tot timpul. Mm. Mai apare o băluță în colțul gurii, mai ai murdar de mătreață, lasă-le pe alea, știi că sunt ok. Mai dai jos da, un pic. Da, de aici voiam să mă duc unul înspre da. show-ul în care ai spus lucrurile, uh, glumele lui Bobonete da. și aici am lămurit-o. Mie Bobonete mi se pare unul din cei mai buni entertainer de la noi. E bun, că e este bun. extraordinar e... de bun. He's got the funny bones. Sigur că da, ești nebun? <laughs> <laughs> uh, nu, dar am probleme. Am probleme mari. Uh, și filmulețul cu Dan Puric. Fac ca cu Dan Puric. Dan Puric. Fă ca Dan Puric. Adică e foarte clar că nu manifesti vreun tip de simpatie față de persoană. Ba, am scris -o, Dan Puric. o scrisoare lui Dan Puric în care i-am spus că într-o vreme ziceam de el că și îl numeam cu toate cele, așa, și de fapt vreau să -l zic că, de fapt, îi urez toate lucrurile alea pe care le-am zis. Dar eu încă cred că mai poate exista mântuire chiar și pentru el, pentru că el e cu Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să te învețe să accepti și propria ta mântuire și propria ta schimbare. Dar în același timp trebuie să accepte că e mucul dracului scos din cur, băgat în cur și scos din cur de dracu și trebuie să se spele. No. Da, nu-mi place deloc de omul ăla. Am o problemă cu el eu am o problemă viscerală cu el da, e... și, cu natru, și cu patriotismul ăla de, de carton de Păi tu știi că eu nu cred, la un moment dat eram într-un metrou și a venit unul la mine și mi-a zis că uh, ai lui sunt prieten de familie cu Dan Puric acum dacă o fi zis adevărul sau nu omul mi-a zis că el știe Dan Puric ce clipuri fac și m-aș mira să nu știe la cât de obsedat de propriul lui persoană e și îi place <laughs> trebuie să plec stai în un pic, stai așa Zi. Mai am uh, mai stau un pic. Unde erai cu întrebările? Uh, uh. Na. Minuțiozitățile vieții? Băi, nu. Să la o parte fascinația pentru chestiile astea mărunte pe care foarte clar o ai și o exploatezi umoristic. Păi și asta e tot minuțiozitatea vieții. Ce vorbi să Ah, da, da, nu vreau să dau detalii. Nu, da. De natură personală, absolut deloc. Așa. În ultima vreme, da. inclusiv la Titan de ai stand-up-ului se tot vehiculează ideea că datorită PC -ul culture așa politice, da. cancel culture și tot felul de alți termeni de ăștia de care n-au zis nimeni până cu trei ani da acum azi pe buzele tuturor umorul are de suferit problemă pe care Dave Chappell, spre exemplu, nu are păi nu are că poți să râzi de orice dacă știi cum să o faci. Și poți să te fofilezi oricând și oricum. E nasol că trebuie să o faci. Dar poți să nici Cum nu faci. e nasol că trebuie să o faci? E, că e nasol te că trebuie să te fofilezi. Pentru că altfel ești etichetat că nu-ți pasă. Pentru că societatea s-a transformat într-o adunătură de mame îngrijorate și care vor să-ți fie bine și să te mângâie pe cap. Și tu să mângâi pe cap mai departe. Că dacă nu mângâi pe cap, orice ar fi în afară de mângâiere pe cap e interpretat ca fiind uh, agresiune. Dacă așa crede lumea, foarte bine. N-auzi că s-a dat legea acum că nu mai ai voie să faci mișto de... Uh, însemne și de apartenență la vreun neam pentru că asta poate fi interpretată, ți-a dat acum lege trebuie să fie promulgată de Iohannis despre asta era vorba babuia și astăzi când eram la restaurant dacă zici muie PSD acum poate fi interpretat în termenii legii că te legi de un partid și nu mai ai voie să faci treaba asta, așa cum e legea acum. Depinde cum va fi interpretată, dar e atât de vag formulată încât poate fi interpretată și așa. Ok, nu e PSD. Ok, nu e PSD, na. Nu e și Putin, na, ce am a, Ce puranță să Nu, că a, Putin poți să zici, dar dacă zici așa că pe mine mă enervează Sufletul Slav, automat poate fi interpretată și chestia asta că ai ceva cu rușii, ce se întâmplă știi, adică bă, aceeași Ui. chestie e un reflex tâmpit de a-ți da a spune pune bețe în roate tot timpul, știi e... dar demersul inițial, dacă este interpretat punctual și are o formă foarte punctuală și nu e atât de lax și atât de interpretabil demersul ăsta, cum ai zis tu adică dacă îi ținu foarte bine mână conceptul în principiu zici o chestie foarte ok. Bă, nu e ok să generalizezi. Adică sub textul chestiei astea fix asta e. Ok, când zici despre tine eu mă consider prost sau eu mă consider deștept, este o generalizare sau nu? Nu. Pe este o părere nu? punctuală legată nu, de o e, persoană punctuală. Nu, eu am o, persoană, o părere legată de mine. Am voie să emit păreri legate de mine. Dar da. n-am voie să emit o părere legată de tine. Pentru că asta poate să fie caz penal. Și dacă discutăm în termenii ăștia, deja frățică, nu e ok. Adică, nu e ok absolut deloc. nu, 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 nu e ok. Și n că n-ai voie să te mai de însemnele statului, n-ai voie să zici nimic nimica de nasol și de Iohannis. Că n-ai voie. N-ai voie să mai faci acum lucrul ăsta. Așa cum e scris în lege, poate fi interpretat ca așa. Bine, n-am citit articolul ăsta. o dar... Da, se pare că nu mai e, că poate fi uh, un caz care să uh, Justificăm proces. Ce incidență intră sub incidența legii ăstea, drama De la calomnie, ceva statului. de genul ăsta. Ceva de genul ăsta de calomnie, cam așa, cam așa. Păi și atunci Vrem ajungem bă? la o, tot la o formă de dictatură uh, antedecembristă Pașii se se se, uh, se fac pași în direcția adoptării legii din am citit ochi eznoaște din 69 care spunea 69. Că... Da, 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 Din 1969, care era legea comunistă care spunea că nu ai voie să te iei de însemnare statului, nu ai voie să te iei de nu știu ce și de nu știu cum. Buf! N-a făcut o vă în gură de neomarxiști. Nici măcar neomarxiști nu sunt ăștia. sunt sunt ăștia care sunt PSD, PNL, usr s-au opus. Nu, s-au opus la chestia asta. Poftim. Ia cătă. Ăștia s-au opus, da. Deci vrem, vrem și noi ca Putin un pic. Cam asta văd eu. Acum, nu știu, vorbesc din ce am auzit și ce am citit. Poate în forma ei finală va fi modificată. Nu știu, dar e un poate precedent. Noi, noi vorbim acum din poziția de diletanți. Păi, să-l Dacă am vrea să fim feri acum, să discutăm punctual, ar trebui să-l punem pe baboia să caute să ne citească și textul legii exact ce spune. Ah, oh, e plicticos. Dar, într-adevăr, e important. că se păi E că... foarte important pentru că <coughs> suntem niște oameni care activează în niște domenii în care libertatea de exprimare este vitală. Da? dacă e un lucru la care țin cu orice preț, Normal. chiar cu riscul de a fi futut în gură constant, da. este ăsta, libertății de exprimare. Da. Patrisonil pe care îl spuneam mai devreme, Așa. când a fost întrebat dacă e îngrijorat de cotele rasismului din Statele Unite, a zis, nu mă interesează, Dumnezeu să-l ierte, nu mă interesează rasismul pentru că am fost subiectul comentariilor rasiale, comedian de culoare fin și supraponderal. Am fost subiectul și ținta comentariilor rasiale de nenumărate ori în viața mea. În schimb, mă îngrijorează mult mai tare momentul în care un om nu se mai aibă dreptul să fie rasist cu mine. Da, e, e mult mai grav asta. E foarte grav. Uite. Și cred că fix despre asta e vorba. Ia zi, baboia, și tu frumos cu vocea ta suavă ce se întâmplă acolo sau mai cauți încă. Uite, a găsit... Legea. A găsit chiar proiectul de lege, da. stați un pic să citească. Stai mă, că stai jurnalist. Să citească, să, să, să citească. Să citească, să ne tragă concluziile. Bă, dar e grav asta în pula mea. Noi stăteam la un restaurant unde tot ieșim noi și băgăm frituri eu cu baboiași la prânz. Ne-am făcut această regulă. Și un televizor care tot timpul e pe ori pe știri, ori pe fotbal, dar cu, cu sonorul oprit. Da. Și era o întrebare la această hasna informațională, din punctul meu de vedere, cum a zis și tetelu foarte bine, unghii false TV, spunea mea, afort TV. Așa și era întrebarea, oare se îngrădește dreptul la liberă exprimare? Și fiind la televiziunea, eu am stat și m-am gândit, bă, să mă cine știe ce interpretare de asta, de altă statură jurnalistică și cine știe ce pișat de fapt e, dar dacă mai zis și tu acum. Am, acum nu știu, aș, aș, -aș, vrea să greșesc total, dar nu cred că toată lumea s-a speriat un pic. Ce? Dar tu ai vreo formă de autocenzură? numărul pe care îl faci. Băi, am o formă, ți-am spus, nu-mi place să uh, rănesc cu oameni care sunt fără apărare. Dar pur nu e fără apărare. -le pies, da, mă uh, dar le împiez, da, Dar Altul de care râd ăsta, Alexandru ăsta Pârgaru, e cam fără apărare și nu mai iau de el. Doar, fără apărare, doar, da. doar, doar repet ce zice. Că el zice, nu fac altceva decât să repet. Vrei să-ți dau un insight de ăsta? Yeah. Cel mai probabil o să apar după. Pe, pe așa. Cu tine. Eu în momentul ăsta sunt în discuții cu Alexandru adul. Pârgaru. Adul, adul, O să vezi, îți garantez că în 15 minute așa o să te plictisești. Că am fost la România au Talent, am făcut un, o chestie cu Regele Mihai, care cântă holograf.

nu știu dacă și tu ești de acord. Mie îmi place Bobo foarte mult. Dar nu sunt convins că probabil ca, ca personalitate e ok. Omul e în regulă. Și ce, n-am voie să... Nu, îmi place și ca entertainer foarte mult. mult. Să ți placă, da. Adică pentru paradigma în care îl activează este unul da. adică perfect. Da. Foarte bine. Foarte frumos. nu Nici o nicio problemă. Să activeze, îi doresc mult succes, dar să mă lase în pace. Uite, da, ce a avut cu tine? O? Nu știu, mă... Ce să mă lase în pace. Zici că te sună noaptea în asta, amenințe cu moartea. A scos clipul ăla în care am făcut eu mișto de el de pe net. Cum l-a scos? A scos de pe YouTube și a rămas pe Facebook sau ceva de genul ăsta. Că dreptul de poate autor. Cine să am, făcut un, am luat un clip cu el în care zice un, un banc și i-a modificat bancul. Și, uh... Uite mă, dar e sub incidența drepturilor de autor. Știu. Acum, oar și tu, Nu, nu, nu. Să-mi ia oricine, orice clip am, am făcut eu. Cu mine. Să-mi pună în gură orice. N-am o problemă cu chestia asta. mă, dar tu ești într-o zonă, el în altă zonă. Păi, uite, în zona care sunt eu, mă lasă în pace. Păi, te lasă. Ce? A intrat în zona în care ești tu. Tu ai intrat în zona în care e el. Și ce, dacă? Mai intră o dată. Așa, bine. El n-a intrat în zona în care. Să scoată, aia. N-am nicio problemă cu asta. Să mai scoată o dată. Mai fac una. Și asta, domnilor și domnilor, e panchism. E, panchism. Ce e panchism, panchism. Poți mă să în serios pișeat asta de viață, dar om pișeat, n-ai cum momentul în care legiferează le, le cineva ce trebuie să iei în serios și ce nu trebuie să iei în serios, du-te de aici și în, nu te înneca în dâmbovița. Wow! na vezi, deja a început autocenzura. Da, 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 da. De da, asta am și zis, wow! Lucrăm, lucrăm, lucrăm bine la asta. E faină și cenzura la un moment dat. Le mai distrezi un pic, mai, mai faci un scandal. N-ai văzut cum i-au luat pe ăștia din Rusia? Ai văzut clipul ăla care peste... umblă peste tot? două cuvinte. Ha, hai cu noi. Și vine aia și spune eu sunt pentru Putin. Up, hai și tu. <rângări> Din reflex. Din reflex, da. Dar jurnalista care a apărut cu poza acum de -o glorifică toată lumea în spate, oh, totul este o minciună. Adică ai văzut știrea prezentă. Da, am văzut, am văzut. Eu vreau să vorbesc rușine. și îmi pare rău, apropo de lucrurile despre care pot să glumesc sau nu. Mm. Și nu neapărat glumă cât e o concluzie pe care am tras-o uitându-mă așa. Și vorbeam cu babuiaș. Bă, da, de ce nimeni nu vorbește despre cât de bunoacă e aia cu... Cu... Cu în mână, cu pancarta în mână. Nu vorbească. E, e bunoacă. E bunoacă. E bunoacă. E rusoai că de aia de la știi. Păi, e exact ce trebuie. Ăsta da. e motivul pentru care ador poporul slav. Femei sunt frumoase. <laughs> este ok. <laughs> da. A, asta de zona asta de umor a, care doar un punct în colonar trebui făcut. Tu mm. arată în calcul vreodată apariția în proiecte comerciale? Am mai apărut în proiecte comerciale. am, -am văzut în reclame. Într și da, okay. că de foame face chestia asta. Nici problemă. Dar a, a fost acuma... o concesie, un mare compromis. No, -a, -a fost, am, am, făcut, am făcut, am vreo 20-30 de reclame. Erau bani care veneau. După ce m-am mai pus și eu pe picioare ca ca să zic, ca operă așa, nu mai am tentația asta și m-am mai sunat să mai joc în reclame să nu știu ce și am zis, bă, atât de tare mi-e o scârbă de reclamele care îmi vin când mă uit pe YouTube la ceva și dacă nu mai vrei reclame, dă niște bani și am zis, futu vă în gât, lasă-mă în pace toate clipurile pe care le pun sunt gratis nu mai fac, nici pe Patreon nu mai pun chestii doar pentru Patreon Luați și vedeți tot ce vă dau, și dacă vreți să dați un ban, bine. Dacă nu vreți să dați un ban, eu tot o să le, le fac, pentru că chiar, nu știu, nu pot altfel. Faceți, frate, luați toți jos cenzura și jos toate. Când s-a acordat atenție da. din partea mainstream-ului? Așa. Că au fost momente în care da. ți s-a acordat. Ai avut momente clare în care ai simțit că nu e locul tău. A adică... Tot timpul am simțit că nu e locul meu acolo și simt în continuare că nu e locul meu nicio chestie din asta. Singura chestie pe care aș mai putea o face ar fi să fac niște spectacole la teatru în care să fac un one-man show de o oră, o oră jumate. Și... Dar de ce vrei la teatru și nu un paradigma asta de club de stand-up? Am nevoie de vizual. Trebuie să fie vizual în spate. Și să Am pregătesc niște chestii, niște... Uh, cum să zic, uh, intervenții care funcționează foarte bine dacă mă văd eu mare undeva vorbind cu mine mic în față. Și trebuie să fie ecranul cât mai mare. Trebuie să fie o experiență de asta imersivă. Uh, am observat că aia funcționează cel mai bine. După aia trebuie să merg și să vorbesc cu oamenii și să pun mâna pe ei și să... Așa că acum la fiecare show pe care îl fac, îmi dau cu un puf pe mână și dau noroc cu fiecare și pe am. Îmi dau cu puf, dau cu puf și cu toți dau noroc așa, că, că trebuie să existe și interacțiune. Și toți sunt cu mâna umedă după aia de la German, că s-a dat cu puf, se șterg, dar măcar nu i-am dat virus. Știi? E bună și asta. Și asta este genul de apropiere pe care o că trebuie să pui mâna pe oameni. Dar după aia trebuie să, oamenii să stea dreacu acolo și eu să stau pe scenă și să le dau putineală de-a mea. Așa? Și după aia iar dau noroc cu ei și intru cu ei în discuții. Da, a, a, asta vreau eu să fac. A, a, și e fain. Mi-ar plăcea să vină foarte mulți, ca aș da noroc cu fiecare. Cu toți cât sunt aș da noroc. Dacă ar fi o mie de oameni, aș da noroc cu o mie de oameni. Bună ziua, veniți, bună ziua, bine ați venit, bine ați venit. automat când te duci la un show și dai noroc cu toți care sunt acolo, relația se, se schimbă fundamental între tine și oamenii aia. Fundamental, așa ceva n-ai văzut. E, e e fantastic cum se schimbă. Pe lângă faptul că sunt mai mai uh, toleranți cu tine, sunt și surprinși de fizicalitatea chestii în sine. Că Dainoroc, noroc, efectiv dai noroc, pune mâna omului, se uită în ochii și mă uiți în ochii lor. Salut, bine -mi. Vezi să nu fie seara de înviere, că mi-a zis un popă că în seara de înviere nu se dă noroc. Nu se dă noroc în seara de înviere? N-am făcut show în seara de înviere, dar nu e timpul pierdut. O să-ți povestesc eu cum am făcut fără să-mi dau seama show în seara de înviere cu striptoze. Mă rog, se poate și asta. Eu având sensibilități creștin ortodoxe. Așa atât eu cât și colegul meu de formație și ne-am trezit la un moment dat într-un club din Constanța noi eram în plin turneu. Noi nu mai știam ce zi e. Da. Exact. Știam că e seara de vineri. Nu știam că e vinerea mare. Și la un moment dat, o fată a apărut de la nu știu ce brand ăsta de bere într-un material care era aproape inexistent. Și a început să danseze lângă noi. După care a mai apărut o fată. Așa. După care au mai apărut încă două și dansau pe scenă în timp ce noi puneam o muzică de asta care e la limita suportabilă, adică destul de brutală, eu știu că e muzică electronică și da. suntem dance act. Dar de era destul de îngură și brutal, ele dansau foarte la languros, poți mai arunci niște epitete aici, Așa. dansul ne-a neapărat legătură cu muzica, după care ni s-a părut nouă ok, fiind și foarte obosiți, ca în uh, backstage una din fete să după ce s-a schimbat de atât acel dat, material atât inexistent, atât îl ținea la practic în mână. Da. Și era clar că era un costum dat și era de unică folosință și a întrebat și eu unde aruncă ăsta? Și Paul a zis foarte spontan așa, dă mi, -mi mie, te rog. Așa. Ca să fie totul foarte ciudat. Păi și după aia a doua zi ne-am dat seama era de înviere. că era de înviere și noi... Bine că n-a spălat și... haină. Ba, e de neiertat. Dar faptul că am avut patru fete care erau dezbrăcate, erau într-o stare de nuditate avansată, cel puțin, face totul să fie în regulă. Eu okay. E ok, am mai avut. Ai avut spectacole de-astea în locuri în care simțeai că nu trebuie să ai spectacole da. respective? În cu Vâlcea. Păi ce cu cu Vâlcea? Nu știu, e, sunt oameni aprigi, este... de la munte. Ce este a... Acolo a avut parte de răspuns. A agresiv. venit unul, ce, bă, ce din asta? Și am oprit tot show-ul și m-am dus la masă la ei și am stat acolo și am vrut să vorbesc cu oamenii așa frumos. Și zis, <fie> la masă aici nu te așezi. Ok, m-am dus la altă masă, am vorbit cu aia, am văzut că nici aia și pe aia m-am dus, la... aici poți să te așezi, au M-am pus, m-am am vorbit, toți s-au plictisit, au plecat toți, au rămas cinci și am făcut show la cinci oameni. Am dat deoparte ce trebuie. Dacă vreți bani, luați-vă banii înapoi, că n-am vrut să vă supăr, mergeți liniștiți. Da, mai, am mai, avut din asta. Eu rare ce drept că fac show-uri foarte rare. rare. Și cum manageriezi chestia asta? Adică Mi-am place scandalul. Îți place scandalul, dar îți place și validarea, după cum ai zis. E... Asta nu e o formă de invalidare. Am terminat acum cu nevoia de validare. Nu mai am nevoie să fiu validat dacă un spectacol e bun sau prost. Îmi dau seama singur. Când eram mai la început, nu îmi dădeam seama. Acum am dau. Uh, și nu mă mai deranjează dacă iese prost. Dacă iese prost și știu că e vina mea, atunci zic, bă, data viitoare să muncesc mai mult, să fac mai bine. Dar oricum nu contează. Cât timp a trecut până să te apuci să trăiești din asta? Uh, vreo Așa 10 Așa ani. Prost cum? 10 ani. 10 ani. Da, 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 de vreo 10 ani. Nu, stai. 8. Îmi aminte că am făcut un show data, am zis, bă, na, chiar nu știu ce să fac cu viața mea. Hai să mă apuc, să fac comedie. Și m-am dus în Club Silencio dacă îl știi unde era. Nu. Era este, lângă Lejer, era pe acolo, la Rosetti. A, ok. Așa? Și era, îl știam pe unul, clătită, nu clătită, la altul. au clătite, în final e de la nu, Craiova, nu, fine. nu, 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 așa. Și era club de rockeri. M-am dus pe acolo. Ciocolată era la clubul de rockeri, nu clătită. Nu știu că e Cl -cl clătită. e în, e în Craiova. Am greșit. Acolo tot timpul e bine. Când mă duc, sunt rocker din ăștia, de Craiova, dar fain. Îmi plac oamenii din Craiova, nu știu, la Râmnicu Vâlcea ce mai greu. Craiova greb. e tare. Da, 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 adică am descoperit niște oameni super fain. Mama stat dată până la 12 cu unul care era, bă, ce mă, mă, bucur că mi-ai zis. Că i-am zis, bă, da, tu ai așa suflet de artist. da, no, așa e, că mi-am dat seama că... <laughs> în Craiova este un hotel care are la subsol un restaurant care are un nume atât de bun și atât de prost în același care? timp. Restaurantul se numește La Papanu. La Papanu? La Papanu. Hmm. Pa, exact. Exact, asta e. La Papanu. La Papanu. Denis, cu drăgoia am fost la Papanu. La Papanu. Băi, și stăteam și râdeam cum mâncăm noi la Papanu. Ce crezi că mânca la Papanu? Ce mâncați la Papanu? Papanaș. Papanaș, corect, așa, stai așa. Văd. Asta e prânzut, die, tată Hai să Ne încurcăm. La un moment dat, Silvio să plece la fel de brusc pe cât a revenit acum neavând chef să plece. Aici mâncăm. arată 19 minute că mai mai stau. Uh, am mâncat la Papanu. Foarte bun numele la Papanu. Bună și mâncare. E, e, e tare în creva. Da, e fain. Și când, îmi pare rău că n-am mai nimerit. Uh, cum să zic? N-am mai avut și show -uri. În care după aia să te dai la porceală, că în Craiova unde mergeam eu a, cu tipul ăsta, îl cheamă Clătită, băia fain, <laughs> cu mine a fost fain, nu știu cât de fain el în general, dar e băia fain, îmi place de el, ne-am ne -am hăhăit, ne-am distrat, după aia am băut cât am putut și nu mai am chef să beau, nu mai, nu mai am chef, m-am săturat de băut. Bine acum am satur, bă, o să și cu țigările astea, mai fumez un pic pe aia, gata, nu, mai gata și cu băutul și ma, cu... Acum mai fumez un pic, că mai face baboia și una. Păi nu mai face, nu, că nu mai am chef. Nu mai mi-a ajuns, nu mai am chef. Și așa, acolo, e ok. <laughs> Na. No. Uh... nu mai am chef nici de fumat, nici de băut, nici de, de astea. Tu ai avut e... la un moment dat un brand care pe mine m-a distrat foarte tele tare. Teleșpencar da. E, cum, au ăștia, Cinco, am eu Teleșpencar ai scos literalmente produse pe care le-ai vândut cu Nu, no. Ai vrea să scoți produse? Da, aș vrea să scot uh, punguța cu un atom telespencă. Avem o punguță cu un atom de aur uh, care este într-un într pliculeț. N-ar fi mai funny să fie punguța cu doi atomi? Nu, nu, nu. Un atom. Avem și cu mai mulți. Cu șase sau cu nouă. Dar deci, a... De ce 6 și 9? De ce să nu fie 6 sau să nu, nu fie 9? Că poate ai nevoie de... Mă gândeam că e vreo simbolistică de asta numărul. Este că nu, nu eu m-am gândit la asta ci uh, uh, inginerii de la Teleșpencăr s-au gândit și nu știu eu, nu eu îi întreb Cum vreți voi? Vreți 6? Ok, eu nu eu sunt aici ca să vă ajut pe voi De ce ți-ar ți trebui o punguță cu 6 atom sau cu 9? Unora le trebuie, că le trebuie ca să... Nici asta nu i-am întrebat dar se pare că e nevoie nanotehnologie, chestii din astea, știi? Tu ai folosit practic punguța cu atom? Nu, că mie nu -mi trebuie. Ce dracu să fac cu ea? Dar oamenilor se pare că le-ar trebui. Dar aș vinde o punguță cu un atom care, le ar spune că punguța asta, care trebuie să aibă o punguță închisă, hermetică, așa, este doar un atom. Nu sunt altceva. Odată ce deschizi între alții. Dar cât e așa, este un atom în suspensie. A fost trecut prin câmp magnetic, a fost verificat și este un atom. Punguța cu un atom. Care punguța să fie un atom. prețul punguței cu un atom? 6, lei. 6 lei. Și prețul punguței cu 6 atomi? Uh, 17,50. Iar prețul punguței cu 9 atomi? 21 de lei. Deci, practic, uh, pentru 21 de lei ai 9 atomi. Ai 9 atomi. Pentru că, în niciun caz, nu poți să găsești 9 atomi undeva. Găsești mult mai mulți. Asta este noutatea, că poți să iei numai 9 și știi exact că sunt 9. Uh, în continuare, după ce s-a achiziționat punguța cu atom, cu 6 da. sau cu 9 atomi, o să vreau să lăsați în comentarii la ce ați folosit atomii. Sunt da, dar trebuie, trebuie să, trebuie să fac PFA, firme mai complicate cu statul, cu nu știu ce, nu știu ce o să fac cu chestia asta. Dar ți se pare că e legală în momentul ăsta și ar trebui rezolvată din punct de vedere legal vânzarea de atomi din România? Uh, orice trebuie, trebuie să fie legalizat, pentru că, na, la noi la Tărășpen că taxe, ai ce să faci. Tolatele Spanker, la un moment dat și regret profund că n-am fost martor vizual, ocular al performanțului respectiv, a, a avut loc și primul show genetic din România. Da, da în care m -am, am produs clone cu mine, dar numai cu creierul mic făcut, ca să le pot spune și acum mi-am dat seama că la show-ul ăla ziceam că dacă vine Putin peste noi și asta era acum vreo 5 ani, dacă, mai bine de 5 ani. Mai bine de 5 ani. Dacă vine Putin peste noi, putem să mă luați pe mine, mă clonați. Nu-mi faceți creierul mic, că după aia e păcat că are și clona viață și personalitate. Mă puneți așa să mă bat cu, cu ăștia. Eu stau acasă liniștit și clonele mele se duc și le pui grămadă. Le poți să trimiți 300.000 de clone. Le pui așa, în fața tancurilor. Practic la show-ul ăla... Cel puțin așa era marketat. Chiar oamenii din public puteau încerca gene chiar pe pielea lor. Sigur, am mai făcut și asta. Ultima oară când am făcut în Cluj am mai făcut treaba asta. Sunt uh, trei uh, pastile și una e, un una e un inhibitor de genă și două sunt dezinhibitoare de genă sau un, două inhibitoare de genă și un dezinhibitor de genă care îți pot da diferite... Uh, afecțiuni sau diferite puteri, dacă, de ce nu. De pildă, poți să vezi mai bine, dar să ți se usuce coale, Ceva de genul ăsta. Și cealaltă ar mai fi că faci și cancer la rinichi. Cum ți-o fi norocul? Dar vezi foarte bine. Dar vezi foarte bine, da. Dar cum ți-o fi norocul? Asta e, că nu știi ce găsești, e ca la loz în plic. Ei alea trei și vezi ce ți-a picat. Este singurul show de genetică arbitrară din lume, din câte știi tu. Da, da e important, e important să existe și asta. Ori mai fi și altele. Sunt convins că ce mai fac eu, mai fac și alții, că na, cât de greu poate să fie. Asta cu punguța cu atom trebuie să recunosc că n-am mai auzit-o. am încercat să o, să o ținem secret. Alte produse la tele și pe nu care mai, nu. Nu mai. Într-o vreme vindeam în dar nu mai cred că vând. Nici nu mai știu. Că nu, de mult, de o grămadă de timp nu mai știu că să fac chestia asta. Următorul show când îl ai? Uh, ar fi trebuit pe 23, dar nu l-am terminat. Și cred că la mân, în, în Iași ar fi trebuit să fie. Dar uh, acum, ana în zilele următoare o să fie mai greu, dar când o să mă apuc din nou, o să termin un show de o oră care e aproape gata în cap, dar nu e realizat am o grămadă de chestii de făcut, trebuie să... Să-mi dai un pic inside urmare da, de procesul în... creativ, adică... Da, adică doamna Marcela Marțian, care este co lui Dragoș Movileanu Caraulea, ea, ea nu crede în război, dar nici nu pleacă de acasă. Și numai vocea ei o auzim. Și să nu-i povestești de război, că se supără Că ea nu crede că e așa ceva, dar să nu vorbim de război, să nu mai vorbim de din astea, vă rog frumos că ne supărăm! Și alăa, zice, dar stați, doamne, liniște, că nu e nicio problemă. Nu, nu că nu e, nu, nu, nu! Și începe cu panica, după care părintele Azarie se duce la Atos, și acolo o să aibă niște schimbări de personalitate, că poate nu știm noi, dar la Atos cei mai năpăstuiți călugări sunt călugării români, așa se zice, pentru că ei au o lavră sau ceva de genul ăsta, nu au mănăstire. mănăstirea au rușii. Și da, rușii da. nu-i suportă pe români, dă vă dreapta. Călugă și călugării români de acolo nu sunt nici ei niște sfinți, ei sunt uh, cu Dampuric. Vrei să știi ce e la Atos? E veselie. Deci călugării români de la Atos cred în dampuri? Nu numai cu dampuri, dar cred în răutatea Occidentului și în tot ce auzi tu pe site sau le vezi tu pe site-urile astea obscure, acolo sunt la mare, la mare uh, respect ținute. Din de site-uri obscure. Ai găsit site-uri obscure în Nu, România nu, nu, până nu, până site, nu apărat site-uri. Habar n nici nu știu care sunt, că le văd, mă uit pe Facebook foarte mult și am foarte mulți oameni pe Facebook care sunt din toate părțile și la un moment dat văd și propagandă rusă din aia hotărâtă și zic, ok, să-l păstrăm pe ăsta, să ținem, să mai vedem ce mai dă. Tu crezi că e reală chestia asta cu anumite grupuri care sunt făcute pentru a implementa ulterior o doctrină sau o dogmă politică? Spre exemplu, faci un grup de Facebook care să fie Grupul pasionaților de pisici portocalii. Care pot fi al... apoi trecute în altceva, e absolut clar. Poate să fie orice. Nu știu, e posibil. Da, te întreb. Cum filtrezi tu toate lucrurile astea care vin spre tine? Sau cum le manageriezi? Mă uit la oameni care diseminează știri și uh, îți arată sursele la sfârșit și sunt uh, mainstream, dar măcar știu din ce mainstream vin. Și în funcție de chestia adică poți asta... Poți să dai exemple punctuale de la noi? E unul, Marius Comper, care lucrează la o agenție de știri din uh, Londra și tot ce face este să pună uh, știri din toate fluxurile de știri care îi vin, pe care le selectează în funcție de ce e în România. Deci și articole și par articole Mai unul, Marco Badea, care lucrează la Digi și care tot așa pune o grămadă de chestii. Surse în general foarte mainstream, e, e ok. Și eu cred în, în ăștia care sunt mainstream și care pare că au și o etică de asta, care chiar dacă e biased, măcar este foarte clară măcar și știi transparentă. știi cum e biased, cât de biased e, da. Și știi da. că nu te mint în halul ăsta așa cum te-ar minți unii ca din armată rusă. Uite acum citesc Ana Politkovskaya. Și ce poveste are aia din armată, Doamne. Da, am zis. auzit și eu de cartea aia. Am Ac. înțeles că este absolut grozavă. Doamne, da. De, după 3-4 povești din astea, că sunt multe în cartea aia nu mai vrei să auzi nicio poveste. Cum îi chine pe ăștia în armată, cum îi pun să spele pe jos și le bagă mătura în fund la noi recruți, îi bate, îi nenorocesc, se spânzură aia și nimeni nu este tras la răspundere și crezi că i fake news? Adică cine ar crede că în armata rusă nu se fac chestiile astea, pe lângă faptul că îi pune să muncească la mașinile comandanților, că sunt sclavi, sclavii șefilor. Ce, ne mirăm că în Rusia sunt sclavageală? Full metal jacket, nu că loc și loc că loc noi loc suntem sclavii Occidentului. Bine, bă, fii tu sclav Occidentului. Nu nu fi sclav Occidentului. Vezi cum e, sclav la, la armata rusă. Numai lucruri bune. Și am citit o carte, dar am uitat autoarea, tot scris de o autoare, care Așa. stătea și intervieva populația rusă și surprinde anumite aspecte sociologice în comunismul rus și postcomunismul rus. Așa. Și era un bătrân care fusese inclusiv în Siberia deportat de convingerilor. Care a fost torturat în Siberia. Așa. Care ulterior s-a întâlnit literalmente, pare subiect de terenovele, dar s-a întâlnit chiar cu persoana la cu torțională. Torțională. da. Și stăteau și vorbeau și la un moment dat și au dat seama că au mult mai mult în comun da, decât, și că they're both Russian și că el, deși Ăsta e citatul. Suntem amândoi ruși. Și că ulterior vrea să se întoarcă în Rusia care îl oprima da, foarte știu. clar, pentru că știu. acum îi se pare ce se întâmplă lumea, că e totul foarte dezorientant, inclusiv în Rusia da, modernă. Măcar știi, știi cine te biciuiește, știi cum îl cheamă. Paradoxul taxonomic din următoarea declarație este că sunt foarte mulți ruși în vârstă care au sindromul Stockholm. Da, păi, au. Ruși cu sindromul Stockholm. Da, 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 da. Clar, au, au avut de 200 de ani, au chestia asta. Bă. Asta... Je dois partir. Je dois. Păi mai sunt 8 minute și trebuie să-l așteptăm afară. Asta apropo de ce se întâmplă în Rusia și dacă Putin are suportul populației indigene sau nu. Să sugă tot Putin în special Pula.